puteam să și mor, mi-a trebuit foarte mult să mă refac și întâmplător după aceea chiar am ajuns, deși nu mai era nicio șansă, tot așa din greșeală am ajuns unde trebuia să ajung. Că eu am vrut să mă întorc la Chișinău și am luat un tractor la ocazie, dar am ieșit în partea greșită a orașului și în loc să mă duc spre Chișinău, l-am adus spre Mana, unde trebuia să ajung eu. Și fix în momentul când am ajuns la Mana, mi-a venit rău, am vomat în capul tractoristului, că eu stăteam în capul în spatele lui. Și am vomat pe bască. Îți dai seama, am străcat frumuseții de bască. Și ăsta m-a dat jos. O să zic... Te rog. Dă-te jos în chestia, mai te mai boră pe basca mea, știi? Salutare internet, salutare oameni buni, boomerul și milenialul aici... Iată ne ajungi la minunata ediție cu numărul 50. Este incredibil, deci nu-mi vine să cred exact. Că m-a târâit acest milenial, că nu pot să-i spun altfel, timp de 50 de săptămâni să mă întâlnesc cu niște oameni excepționali, să stau de vorbă cu ei. Urât, gest urât. Urât. Totodată un alt gest, dar de data asta frumos, este că ați putea să vă abonați la contul nostru de Patreon, pentru că am dat drumul la contul nostru de Patreon. Le mulțumim celor care ne sprijină să facem treaba asta mai departe, iar celor care încă nu fac treaba asta... Îi avem în vedere și o să le trimitem. Îi urmărim. Da. Avem oamenii noștri care îi vor urmări până în pânzele albe ca să ne poată să ne dea și nouă de o înghețată, de ceva. Că exact. Am fost un an de zile noi doi și până acum am ajuns la acest tricou alb. Până acum tot aveam, dar tradiționale românești, motive pe tricou, dar am ajuns la ei. M-au să-mi vin și cu brăcinare și cu asta, basta. Astăzi, invitatul nostru este ziarist, este jurnalist, este scriitor și nu în ultimul rând este un frumos reprezentant al generației X, domnul Viorel Ilișoi. Mi-e puteți să-mi ziceți semicentenialul, că am bătut 50 de ani. Felicitări. N-am milenialul, semicentenialul și... Mamă, dar ce și-a inventat el semicentenialul Viorel Ilișoi? Sună excelent. Să ne acordăm. Exact. Deci nu generația X. Semicentenial. Semicentenial plus 3. Că de acolo detalii. Începe numărătoarea. De acolo astea-s detalii, trei ani după semicentenial. Până la 60 ne mai odihnim. Mai o luăm, da. Mulțumim mult, Viorel, că ai acceptat invitația noastră. Mă bucur, am venit cu emoții să-l întâlnesc pentru prima oară pe... Pe Silviu? Maestru Silviu. Ai, maestre, lăsați, nu e chiar așa. Da, știi de ce a fost greu să ne întâlnim, cel puțin în ultimul timp? Pentru că tu ai tot fost cu ajutoare pentru refugiați. Și am găsit o fereastră între periplul tău în nord, bănuiesc că pe acolo, adică Suceava, Botoșani, în zona asta ai fost, nu? Da. Acolo au venit refugiații, că pe acolo se intră în România. Pe acolo se intră în România și cred că încă mai sunt familii, nu mai sunt familii de ucraineni în nordul țării. Sunt sate întregi de ucraineni. Sate întregi, nu? Și bănuiesc că s-au dus și ei la cei care vorbesc aceeași limbă. Și hărnăuți, bimilișăuți. Mirișăuți, da. Toate au sonoritatea asta. Da. Tu știi limba ucraineană? Adică ai recunoaște între... Eu, de exemplu, nu deosebesc de rusă. La Botoșani, la Cineclul Unii Scriitorilor, când eu eram elev și îl frecventam, aveam un traducător, Vasili Klim, care traducea din ucraineană. Și atunci am aflat și eu că există limba ucraineană. Eu, ca și Putin azi, credeam că totul e o rusă. Totul e o rusă, exact, da. Credeam putinist de pe atunci. Un putinică mititel. Când am auzit că există un traducător pentru așa ceva, ăsta că există o limbă ucraineană. Acum am ascultat-o mai mult și are sonorități cumva spre poloneză. O diferențiez. Dacă aud rusă și ucrainiană, dar vorbită de nativi, adică rusul să vorbească limba lui și ucrainianul pe a lui, că dacă pui un rus să vorbească ucrainian, s-ar putea să nu-ți dai seama de diferență. Da, corect. Se diferențiază, e mai mult spre poloneză și am înțeles de la domnul Vasili Klim, nu știu dacă mai trăiește, nu să-l țină sănătos dacă mai e, că deosebirea e chiar foarte mare între ucraineană și... Dar știi, ei scriu tot în chirilică?
ucraineni, limba scrisă ucraineană. Se scrie în chirilică, dar se pretează, spre deosebire de rusă, se pretează și foarte bine și la scrierea cu latină. Uh-huh. Sunt anumite diftongi, triftongi, sunete, i moale, pe care noi nu scriem. De exemplu, românii, noi avem trei feluri de i și le scriem pe toate la fel. Da. Avoi, ilișoi, i moale, aș, dar ai un i iot. Uh-huh. E moale și noi le scriem pe toate la fel și trebuie să știi cum să se, cum să-l... Îl înveți cum, în cuvântul înveți, respectiv, da, atât. Îl diferențiezi grafic. Uh-huh. Eu mă gândeam să facem așa de la început un exercițiu de imagine, cum spunea o doamnă care a ajuns într-un post important, un exercițiu de imaginație și voiam să te întreb, adică voiam să plecăm de la un cuvânt, de la cuvântul portocală. Ce îți spune ție cuvântul ăsta, portocală? Pentru mine portocală are o paradigmă, să zice, de, da? De o semantică destul de mare și o simbolistică bogată. Am scris un text, Portocală, în care povesteam cum la casa de copii ne dădeau o portocală pe an. A fost, și dacă nu mă înșel, chiar primul tău text. Într-o gazetă. Nu? În Atitudinea? Nu. Aia era debutul meu ca ziarist. De la debut, ok. Alaba la portocala, o mică anchetă cu niște portocale aduse imediat după Revoluție și furate, date pe sub teșghea. Eu vorbesc de portocala aceea care se dădea la casa de copii odată pe an și în jurul căreia se forma un fel de mitologie. Așa, oleu, vine Crăciunul, primim o portocală. Știați de Moș Crăciun sau de Moș Gerilă atunci? Moș Gerilă. Oficial era Moș Gerilă. Moș Gerilă. Nu aveam treabă cu el, nici măcar... Nici măcar nu venea... Nici măcar Moș Gerilă nu venea la casa de copii. Uh-huh. Dar se spunea de Moș Gerilă. Vacanțele pe atunci le făceam acasă. Crăciunul pica în vacanță. Și acolo era Crăciun. Cum să fie Moș Gerilă de Moș Crăciun? De Crăciun. Da. Crăciun era Moș Crăciun acasă. Și când veneam... De acolo ne învățam să fim duplicitari, știi? Erai acasă, te duceai, umblai cu colinda, mergeai la biserică, te închinai, mergeai la slujbă, la Crăciun, la alea, și când vineai nu mai era Crăciun, era Moș Gerilă, nu mai era colinda, era... erau colindele laice, na. Sau altceva, știi? Era o bipolaritate din asta foarte ciudată. Asta înseamnă că te învăța sistemul să fii duplicitar, să gândești dublu, să te comporți duplicitar. Asta era bine pentru actori, nu pentru oameni obișnuiți. Pentru actori era bine să... Nu, da, tot poporul a fost actor la chestia asta, părerea mea, pentru că toată lumea trăia în două chestii. Una era în sistem, la școală, la servici, când te vedeai cu restul poporului și când erai acasă cu prietenii, Europa Liberă, de astea... Dom'le, unii nu-și mai ieșeau din rol. Adică o țineau, Langa, erau comuniști și când dormeau, visau... Da, nu se duceau la biserică, nu se duceau, adică nu țineau, că sărbătorile le țineau, dar nu cu accent, nu cu nicio tentă religioasă. Erau primele exemplare din omul nou, care nu-și mai ieșeau din rolul dublu și o țineau, începuseră deja să fie comuniști în sânge. Matricea lor. Nu-i vezi că o taie de acolo. Dar oare cum să crea asta? Din educația, adică era luat de la școală, de mic și pus dintr-o zonă săracă și adus la oraș? Adică cum reușeau să facă? Educația face totul. Dacă iei un copil dintr-o familie aristocratică și îl crești între borfași, el va învăța să vorbească exact ca borfaș și să te buzunărească, să-ți bage mâna la buzunar și va face exact ca ei. Uh-huh. Dacă eu am crescut în comunism și dacă nu prindeam Revoluția la 22 de ani, aș fi fost un exemplar tipic comunist. M-am născut în comunism, am crescut în comunism fără surse. Nu aveam la casa de copii acolo Europa Liberă, surse de informare. Nici vorbă. Nu știam de astea. Pur și simplu eram mancurtizați de mici. Mancurtul e personajul ăla al lui Aitmatov, mi se pare, da. O zi mai lungă decât veacul. Niște, o populație care de mici se punea o piele pe cap ca să nu mai crească. Și ei rămâneau cu căpățânile mici. Mancurții. E o metaforă a dictaturii și a dezumanizării extraordinară. Noi eram niște mancurți, urma să creștem niște roboței. Dacă nu venea Revoluția, noroc că a venit la timp și nu a venit când aveam 40 de ani, de exemplu, și ar fi fost tarat complet și irecuperabil. La 22 m-am recuperat din mers
imediat cum ai prins mirosul libertății, ai început să respiri cu putere, că simțeai că ăla e adevărul, știi? N-am avut timp să mă stric. Doamne ferește, dacă se întâmplă. Nu se vede să fii stricat deloc, mai ales prin ceea ce ai scris. Găsesc, bine, în interior... Îmi găsesc de multe ori reflexe formate în perioada aia și cu explicație strict politică. N-ai cum altfel. Da, da. Da, sunt tare care trebuie să le duci. Te urmăresc toată viața. Depinde de tine cum reușești să le sari, să le ocolești, să le ocultezi, să le îndepărtezi de tot dacă poți. Dar e mai rar. Și de primul articol, ca să revenim la cuvântul portocală... Portocală mai înseamnă și altă chestie. Portocală era un... supraveghetor la casa de copii care ne... Așa îl chema? Nu, avea o cheliuță mică. A, și voi așa, îl poreclați portocala? Și, da, noi dădeam, da, era o formă de respect totuși, pentru că portocala avea o aură așa de... Lucru aproape intangibil. Magic, la portocala, nu puteam să-i spunem altfel. Era unul, de exemplu, pe care îl numeam Bășinuță. Așa se propulsa el. Așa se propulsa, da. Și era tot din supraveghetor, da, sau era un, da, coleg de-a vostru? Nu, supraveghetor. Dar celălalt pe care îl iubeam mai mult îi ziceam portocală. Era o formă de apreciere și de respect de el față de ăstălalt care era mai scox, așa. Portocala la care tot trimis tu, e primul meu articol. Articolul cu care am debutat în 1990, pe 23 februarie, să numește, cam așa. Deci imediat după Revoluție, imediat după ce ai fost în balcon și ai... Deci nu se răcise Revoluția și eu eram acolo. Am citit o parte din cartea ta, din Strălucitor, și acolo povestești foarte fain cum ai început la gazeta Atitudinea, nu? Cred, da, că se numea. Că povestesc mai frumos în scris decât... S-ar putea să povestesc mai frumos în scris decât oral. Nu știu ce să zic aici, dar mi-a plăcut foarte mult tot vibe-ul ăla pe care l-ai creat în perioada respectivă, cu mersul la cărciumă, cu toate personajele alea pe acolo. Era fabulos ce se întâmpla. Da, am tăiat din memorie așa cu forfecuța bucăți de viață reală, cum am trăit. Exercițiul gazetăresc de 30 și ceva de ani m-a învățat să nu ficționez, să nu fabulez. Fiind reporter, trebuia să scrii ce găsești pe teren. Și atunci exercițiul ăsta s-a transferat cumva și în pagina de povestire, de literatură. Ca scriitor, încă nu am publicat o carte de ficțiune. Am scris așa ceva, dar încă nu... Nu ai publicat. Ce am publicat până acum sunt numai povestiri, care sunt un fel de reportaje, dacă vrei. Și invers, reportajele sunt un fel de povestiri. O să ajung și la ficțiune. Deci cartea aia are vibe-ul, de care mie nu-mi place deloc cuvântul ăsta, dar are vibe-ul ăla pentru că este decupată exact de la... Atmosfera, are o anumită atmosferă. Da. Aia era atmosfera de atunci. Aia nu era atmosfera de atunci, era atmosfera pe care am resimțit-o eu. Ai simțit, și am încercat să o redau. Fiecare are, de exemplu, aia, ăla care zicea că am fost un dobitoc, a resimțit altfel Revoluția. Ăla care va deveni milionar a doua zi a simțit-o altfel. Da? Ăla e adevărul meu, dintr-un fagure mai mare de adevărul. E bucățica mea de adevăr. Tot timpul ai fost un observator, ți-a plăcut să fii prezent și să te uiți la ce se întâmplă în jurul tău și să îți rămână în cap, nu știu, lucrurile, personajele? Cred că au fost observatori mai buni decât mine. Pe unii chiar i-am surprins când mă supravegheau, când mă observau. Nu știu dacă aveam simțul, dar simțul observației face parte categoric din înzestrările unui ziarist. Și nu știu dacă l-am avut simțul ăsta de înainte sau dacă l-am avut în mică măsură și s-a ascuțit pe măsură ce l-am exersat scriind. Dar e clar că un ziarist, un scriitor trebuie să aibă simțul observației, să vadă amănuntul, să vadă întregul, să vadă sensul și al amănuntului și al întregului. Că văd foarte multă proză acum publicată pe net, că toți ne permitem să publicăm.
Acum, da, acum, unde, da. Acum e simplu, da. Și, da, și sunt, văd o mulțime de mici proze foarte bune ca scriitură, dar le lipsește tocmai acest lucru. De ce ai ales tu să scrii că nu știu ce s-a întâmplat într-un tramvai? Nu-i găsești sensul. De ce? De ceu? De ceu, da. Când te-ai apucat să scrii textul ăla frumos, sau mișto, cum mi se zice, nu te-ai întrebat și ce dacă? Și ce dacă s-a întâmplat chestia în autobuz? Dacă nu-i găsești sensul acelui, n-ai observația să-i vezi sensul acelei mici întâmplări, nu o mai scrie. Asta îl diferențiază pe autor de orice observator comun. Din Botoșani, din anii 80, ce amintiri ai acum, așa, la prima mână? Anii 80 înseamnă cam atunci, în 86 am terminat liceu, am stat la casa de copii până la liceu. Cam acolo sunt toate amintirile, jumătate din amintirile mele sunt de la casa de copii și având în vedere că eu totuși aveam părinți și mă duceam în vacanțe acasă, spre deosebire de ceilalți care nu aveau, unii care nu aveau nici mamă, nici tată, alții aveau numai tată sau numai mamă, am și amintiri frumoase din civilie, nu de la cazarma, de la casa de copii. Toate astea or să fie într-o carte, cred că peste 2 ani, 3 ani, care se va numi Povestiri din copilărie, titlu provizoriu. Am vrut să-i zic Amintiri din copilărie, dar e luat. Au fost unul mai înainte, da. S-a totul moldovean. Confiscat. Și da. O să fie o carte Râsul Plânsul, jumătate de la casa de copii, jumătate din copilăria mea civilă, normală, rezerva de normalitate la care aveam acces din când în când. Și la casa de copii până la... Ai stat și în timpul liceului? În acte, da, eram acolo, dar nu mai stăteam în casa de copii. Uh-huh. Stăteam la internatul liceului, casa de copii doar îmi plătea internatul, masa. Ei erau răspunzători pentru tine, cum ar veni. Da, da. Era așa, la liceu acolo deja scăpasem de teroarea educatorilor care stăteau tot timpul cu ochii pe noi și cu Jordia. Eram liber în oraș, în Botoșani, pentru mine era Parisul atunci să ajungi la Botoșani. Îți dai seama. Casa de copii unde crescusem, era într-un sătuc, Trușești undeva. Nu era în oraș? Nu, Trușești. Comună, într-o comună undeva, o comună dezvoltățică, așa, adică avea acolo ceva industrie locală, micuț, gară, silos, chestia. S-a făcut și o fabrică de zahăr care n-a funcționat niciodată. Na, ghinion. Au terminat-o în preajma Revoluției și după aia cred că au apucat să facă așa de două cafele un pic de zahăr acolo și s-a închis, s-a dărâmat. Când am ajuns în Botoșani, dai seama, mergeam la cenaclu, mergeam la două cenaclu, la Casa Trenetului, mergeam la cenaclu Uniunii Scriitorilor de la Botoșani, unde l-am cunoscut și pe Klim, de care am vorbit la început. Cinematograf aveam și la Trușești, unul foarte bun, cred că era cel mai frumos din tot județul. O sală nouă, renovată, cu anfiteatru, cu fotolii frumoase ca asta în care stăm acum. Ce se dădea filmele de la oraș erau și la noi. Plus, astea indiene, spectacole de teatru. O floare și de grădinarie. De spectacole de teatru care veneau de la Botoșani la noi, la Trușești, acolo și le vedeam lecții de muzică, veneau de la filarmonică și făceau concerte, lecții. Și ne cântau acolo, Vivaldi, și ne explica ce înseamnă și cântau un fragment. Pa, ce mișto! Și mi-amintesc, cred că pot să reproduc fragmente întregi, cuvânt cu cuvânt, cât de adânc și de puternic au pătruns lecțiile alea. În rest, era viața dintr-un sat obișnuit. Noi aveam viața noastră la casa de copii. Aveați voie să și, în afară de școală și de casa de copii, aveați voie să vă plimbați, să vă duceți, nu știu, să ieșiți, dar în sat? N-aveai unde să te duci, că corect. Ieșai din sat. Până și te hotărăști în ce direcție te duci, era în câmp deja. Era un sătuc. N-aveai unde să te duci. În principiu nu, trebuia cu bilet de voie, cu învoire, la un moment dat se renunțase când pe măsură ce am mai crescut, nu mai umblam cu hârtiuțe să-ți semneze. Dați-mi voie până la, știi, duceai la alimentar, dar n-aveai ce face când aveai bani. Și nici nu prea aveai ce să cumperi, cred că în anii aia. Mai se lăsăm mai găsea pe acolo. Eu am plecat prin 81, sau când am plecat eu din Trușești, când m-am dus la Botoșani. La liceu. Încă începuse foamea aia mare. Da, după 80, după 81, cred că a început. Nu știu dacă aș putea să zic și ora la care a început. Nu.
Eu eram în armată, de asta știu, și singurul lucru care ajungeam acasă din armată să mă văd cu mama, început să zic, azi am făcut niște sarmale dintr-o conservă. Deci nu mai exista carnea. Deci de asta zic că 81, 80-81, iarna aia cel puțin a fost începutul tragediei în România, deci dacă, că nu se mai... În anii 70 mai era cum mai era. Mai erau conserve. Erai tare dacă aveai conserve. Da, mai erau conserve, da. Dacă în anii 70 mai era cum mai era și se găseau alimente... După 80 nu s-a mai găsit. După 80, la revedere, nu? Adică... Da, da, păi au început raționalizările, au început, bon, nu puteai să iei decât... Lumea leagă foarte mult traumele comunismului de lipsa mâncării, pentru că ăsta e un lucru esențial, pe care îl putea percepe toată lumea. Toată lumea îl percepea, îl resimțea puternic, lasă și trăiri puternice, foame e cel mai cumplit lucru care îi se poate întâmpla. Și statul la coadă pentru mâncare, pe mine aia m-a terminat. Dar în clasa 5-a, 6-a, în anii 7, sfârșitul anilor 70, trebuia să stai la coadă că vine ceva, că s-a adus ceva, că s-a vorbit. Nu știi ce. Știe. Nu știi ce. Te așezai... Doar că vine. Aveam o soră și am o soră mai mare cu 10-11 ani aici în București. Și eu fiind copil, ea era mărișoară, deja lucra pe aici, pe la fabrica de ciorapi, cu schema aia. Adesgo. Aia Tricodava, de Tricodava, la okay. Traberii, unde acum s-a dărâmat fabrica și s-a făcut cu magazine sau ceva. Și veneam în vacanță la ea și eram vedeta scării de bloc, că veneau vecinii și spunea: Lili, dă-mi și mie pe fractul. Da. Și mă ducea la coadă, stau la piața lor mare. Și stăteam la coadă. Ca să ia pentru două persoane. Vecina, nu, să țin rândul. Aha. Vecina se ducea la serviciu, stătea 8 ore cât lucra ea la serviciu și venea de la serviciu și mă locuia. Și stătea acolo și venea cu un pui amărit. Cu... Și chiar stăteai 8 ore? Da. Da. Wow. La Florești am povestit asta într-un text care se cheamă Sărut mâna mama mea. Am povestit cum stăteam, venea o singură dată la Florești, Prahova, unde lucra mama, la fabrica de cauciucuri. Uh-huh. Și acum e fabrica de cauciucuri acolo. Venea o singură dată pe săptămână mașina să aducă lactate, venea duminica și coada se făcea de vineri. Stăteam vineri seara, sâmbătă toată ziua, sâmbătă toată noaptea și duminică dimineață venea mașina și probabil că era pe undeva pe la capătul traseului, că ajungea cu mai puțină marfă, toată scursă, topită, untul ăla curgea, mai era și bătaie, veneai cu laptele pe tricou. Am văzut un om murind la Florești, stând la coadă la zahăr. Eram copil, aveam vreo 12 ani. A căzut din picioare sau ce s-a întâmplat? A făcut infarct sau ceva. Probabil, da. L-a prins acolo, nu știu dacă din cauza cozii sau... Dar era primul om pe care îl vedeam murind în fața mea. Și cumva și simbolic se lega toată chestia asta de coadă, pentru că aia era o alimentară la subsol, la demisol, și local era cunoscută sub numele Groapa. Merg la Groapa să cumpăr ceva. Da. Ei, ăla a murit la Groapa, unde trebuia. Știi? Stând la coadă la Groapa, acolo, la zahăr, a murit săracul. Viorel, dar acum vreau să te întreb... Cu mintea ta de jurnalist atât de ascuțită, de ce crezi că lumea este atât de acum? Nu e așa de ascuțită. Ba da, lasă. Să nu perpetuăm această greșeală. Nu? Deci bun, cu această minte neascuțită ta, atât de neascuțită, de ce crezi că lumea are referiri, foarte mulți oameni, să gândesc cu nostalgie la acele vremuri? Că eu nu înțeleg. Eu când aud pe cineva, mamă, ce bine era pe vremea aia altă, că acum e nenorocire, că nu știu ce, că acum nu poți să cumperi nimic. Dar atunci nu exista nimic de cumpărat, adică nu aveai ce să mănânci. Aceste cozi pe mine m-au traumatizat, eu revin la asta. Pentru mine statul la rând m-a terminat, adică nu-mi venea să cred că pot să scap din sistemul ăsta și pot să vorbești, uite, vorbim cu tine, vorbim cu oricine, despre orice. Fără să ne fim, să vină, să ne urmărește aia pe care zici tu că sunt observator. Asta era, teama asta de urmărire era și mai grea decât statul la cozi. Oamenii își amintesc de asta pentru că, ți-am zis, o experiență de asta viscerală în care ți-ai implicat și corpul tău care suferă și psihică, ești umilit să stai la cozi. Exact. Să simți că ți se aruncă așa ca la un cățel legat din când în când câte un picior de la vânăt de pui, era umilitor, era dezumanizant. Cine a trăit lucrurile astea nu are cum să spună că a fost bine pe vremea aia. Spun că a fost bine. Cei care au avut câtuși
cât de cât niște beneficii, cu funcții, cu așa, cei care nu au simțul onoarei, simțul demnității, pardon, și nu se simțeau umiliți, tinerii care... Care n-au știut despre ce vorba. Nu, cei care erau tineri atunci în comunism. Ah. Pentru că inevitabil amintirile tale se duc, tind să... Sau memoria ta selectează ce e mai frumos din tinerețe. Cam tot ce e din tinerețe... Pentru că anii tinerețe sunt cei mai frumoși. Asta sunt de acord, dar nu poți să ștergi cu buretele restul amintirilor. Și doar mai, am fost tânăr atunci. Mai e cineva care sunt cei mai periculoși, sunt ăștia care nu au trecut prin asta și au un regret, au unor amintiri pe care nu le-au. Nu le-au. Deci sunt tineri de vârsta fiică-mii care vorbesc scandalos de frumos despre comunism. Domnule, că avea intenții bune, că fraților, am mai trecut o dată prin asta. Unii dintre noi... Unii dintre noi, era zic că unii dintre noi au murit. Noi care am murit la Revoluție. Da, unii da. Dintre noi au avut experiențe dure de tot și unii care au și murit. Exact. Tinerii ăștia nu s-au aplecat deloc să citească literatura carcerală, să vadă ce s-a întâmplat cu intelectualitatea noastră în anii 50. A fost un experiment pe care rușii l-au făcut prima oară în Ucraina, că tot am început cu Ucraina. În anii 30, Stalin a omorât 80% din intelectualitatea ucraineană, a ras-o. Că în felul ăsta ai putea să-i deznaționalizezi, ucigându-le elitele. Tot așa, cred că jumătate din ofițerimea superioară ucraineană i-a ras, i-a luat, i-a deportat, i-a omorât, i-a... Asta a făcut și la noi după aceea. Toată elita intelectuală, pe motive ridicole, i-a dus la pușcărie. Uite, vorbeam mai înainte de Nicolae Mărgineanu, regizorul, care a făcut un film cu un scenariu de-al meu. Că de aici a plecat discuția. Da, nu da. Prin asta se remarcă el, ci prin celelalte filme. Tatăl lui, psihologul Nicolae Mărgineanu, că avea același nume, a făcut 16 ani de pușcărie. Fai de mine. De ce? Pentru că a fost la o bursă Rockefeller în New York, în anii 30. Înainte de război. Deci... Dai seama, Nicolae Mărgineanu era un psiholog, când psihologia în România era o știință, cred că abia atunci apărea. Categoric. Era ceva să fii psiholog, să predai la universitate. Să... Omul a fost, a prins o bursă de asta... Rockefeller sau Rockefeller, cum se pronunță Rockefeller. Îmi place, îmi sună cum mai bine. Și comuniștii l-au închis pentru că ai fost în America. Dar n-am fost să trădez, cu ce să trădez? Am fost înainte de război. Ce... N-am vorbit de psihologia poporului român acolo să le spună lor, vedeți că ăștia sunt mâncători de brânză, slene și scârțitori. Nu, am știință acolo, m-am educat. Era suficient pentru ei, ai fost în America, deci ești agent american, deci la pușcărie 16 ani. Nicolae Mărgineanu, regizorul, și-a văzut când a fost tatălui luat la închisoare, avea câteva luni, sau, mă rog, nu-l cunoștea, și-a văzut tatăl la 18 ani. Prima oară. Deci e o traumă și a bătrânului Mărgineanu și a copilului. Și a copilului și eu cred că traumele astea cumva, la fel cum o traumă intrauterină, o traumă a mamei poate să fie luată de copil intrauterin, tineaș gata speriat de bombe, nu știu. Da? Da. Cred că traumele astea istorice se duc cumva genetic, cel puțin pe câteva generații. La editura mea, Irina Munteanu, prietena și colega mea, a scos o carte, Prizonierul, în care e vorba despre un roman polițist. E vorba despre un tip care omoară pe cineva, îl închide într-o celulă și îl moare sufocat într-o celulă mică de 1x1. Într-o cutie, practic, da. Da, dar celula există la subsolul Comitetului Central al PCR, unde acum mai nu mai știu ce acolo, Ministerul de Externe. Ministerul de Interne. Ceva e pe acolo. Există și în anii 50 arestații la anchetă erau închiși și torturați acolo. Adică te puneai să stai în celula aia unde nu te puteai așeza. Atât de era de îngustă. Trebuia să stai în picioare. Da. Ei, personajul ăsta închide pe cineva acolo. Un nevinovat, un ziarist care trecea pe acolo, pe un ziarist, îl închide și aia mare. De ce? Pentru că el era traumatizat că bunică stătuse în
Și numai la gândul că bunicul s-a stătus, da, așa? Cumva el purta dintr-o generație în alta trauma bunicului care a stat închis în... Și cred că ne vor trebui multe generații să ne debarasăm de experiența aia și când scăpăm de aia vine alta și se pare că suntem făcuți așa să tot încasăm traume de astea istorice. Dar una la fel de dură ca aceea comunismului cred că se va întâmpla destul de rar sau destul de târziu. Din păcate tu ai resimțit pe propria piele ce a însemnat regimul ăla și, mă rog, și după, pentru că și tu ai fost închis niște zile. Aș da zile de la mine. Da, palea, ai stat... palea. Cât ai stat? Cred că o lună de zile? 19 zile. Dar nu în comunism. Nu în comunism, dar era oricum, sistemul că nu se schimba. Era imediat după și ai stat pentru un articol, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată până atunci. Pentru un articol, deci condamnarea s-a produs în 1992 și s-a dat în baza legii numărul 12 din 1972, legea presii. Dar deci, era legea presii comuniste. Da. Ea oficial nu fusese radiată, dar era caducă, adică nimeni nu mai băga în seamă. În legea aia spunea că toată presa din România sunt organele de presă ale partidului sau ale sindicatelor. Și atât. Deja nu mai era... Nici partidul și nici sindicatele începuse. Alea... Da. Nu. Dar cred că ești primul și singurul, nu, jurnalist. Nu știu care... dacă singurul, primul, da, în 92 știu că a fost prima sentință dată. Mi s-a făcut această onoare, singurul în mod clar nu, pentru că după aceea a mai fost unul Sabou de la Satu Mare sau de la Baia Mare. În temeiul aceleiași legi. Da, dar el avea un antecedent că șutise ceva. E. Și era, când i-a venit asta cu calomnia, a venit ca recidivă și l-au încălțat. Uh-huh. Eu eram pur. Din punct de vedere... N-aveai ce recidivă să fie acum. Da, dar nu am avut timp să fac așa. Erai prea tinerel, a? Da. Nu fusesem învățat cu furatul la casa de copii. Se fura, dar se numea altfel. Completare, și nu cumva? Furam între noi, pentru că era un sistem închis. Îi luai papucele ăsta ce-i luai pe ai tăi și ne schimbam așa între noi. Dacă ca în armată. Păi, imaginează-ți că noi eram 300 acolo, știi? Eram 80 într-un dormitor și ieșai dimineața și vedeai 80 de perechi de pantofi la fel. Te încalți cu ei, știi? Scriam noi pe limba pantofului numele, acolo aveam niște numere. Ca la Auschwitz, eu aveam numărul 1089, care era scris pe limba pantofului, pe buzunarul la pantaloni, la buzunarul din spate, pe căptușeala buzunarului și la vestonul școlăresc, pe căptușeala buzunarului din interior. Ștampilat, cu tuș negru, litere mari, așa, 1089. Atunci nu am dat importanță. Era un fel de a ne diferenția, pentru că eram îmbrăcați toți la fel. Da, într-un fel... Toate costumele de școală erau la fel. Singurul mod în care puteai să-ți dai seama că nu e al tău, era să fii în clasa a doua și să-i furi hainele unuia de opta, știi? Erau ceva mai mărișoare. Aveam niște exemplare, dar aveam în clasa a doua unul de vreo 14 ani. Nu reușea să treacă de clasa a doua. L-au dat la școală ajutătoare până la urmă. Atunci nu mi-am dat seama, ca să dai seama ce înseamnă să fii prost. Ea zice că e ingenu, naiv, eram copil, n-aveam lecturi. Normal, n-aveai experiență. În măsură ce am început să citesc și am văzut că numerele astea, am citit ceva, o carte despre Auschwitz. Primo Levi sau? Nu, un autor evreu român de prin Arad, de pe undeva, okay. Foarte cunoscut, nu scap acum pentru că am îmbătrânit. Și am un lapsus, dar e foarte cunoscut autorul ăla. Și a scris o grămadă de cărți despre Dachau, despre Auschwitz, despre... Și când am citit acolo prima oară despre numerele de pe brațul evreilor, cred că eram prin clasa 5-a, 6-a, s-a aprins un beculeț. S-a aprins un beculeț, nu? Da. Stai așa că nu e în regulă. Nu Zweig ăla. În primul rând că nu e român, e neamț. Ștefan îl cheamă, dar Ștefan sună Zweig. Ca la român. Da. Dar mi-aduc aminte. Până la sfârșit o rezolvăm. Și atunci mi-am dat seama că, domnule, nu e în regulă cu numerele astea. Pentru că acolo am citit despre dezumanizare, despre uniformizare, despre ștergerea identității. Despre... Și înțelegeam cu mintea mea de copil de... Clasa 5. 12 ani. Pe măsură ce am mai citit, mi-am dat seama cât de odioasă era lucrul ăsta. Și mi-am dat seama de un lucru. Ce periculos e să citești.
Că pe măsură ce citești, începi să-ți dai seama de, să de lumea din jurul tău și lumea care până atunci părea acceptabilă, plată, chiar frumoasă. Eram copii și găseam frumusețe chiar și în... Dar pe măsură ce te deșteptai și pătrundeai dincolo de poșghița asta de a banalului cu care te obișnuisești, începeai să vezi că nu e în regulă. Dom'le, nu e bine să citești, că îți faci... Încep să-ți creezi probleme, să problematizezi, să intri la idei, să te gândești, să te supere chestia aia, care până atunci nu te supăra. Știi? Era un supliciu la care te supuneai cu plăcere, să citești, să descoperi că de fapt nu era în regulă. Dar citisem prea puțin până la Revoluție ca să-mi dau seama că nu e în regulă cu tot sistemul în care mă învârteam. Eu simțeam doar neplăcerile imediate. Din jurul tău? Da, da. Și cred că, cred că și la închisoare, la fel, aveați numere, nu aveți nume, aveți numere. La închisoare eram 14. Se mai păstra asta de la comunism. Știu că ai scris, după aceea ai scris și o carte, da, cu același titlu, nu? Dar încă nu l-am publicat. Am publicat aproape jumătate din el în foileton, episod cu episod, în Jurnalul Național. Se găsesc acolo cu 40-50 de episoade, cam jumătate de roman, dar nu l-am scos încă în carte, fiindcă... Nu știu, simt eu încă necopt, așa. A fost o chestiune și terapeutică pentru tine? Nu, eu nu cred în literatură ca terapie. Literatura e o meserie. Arta e o meserie. O faci pentru că ești artist și că nu poți altfel. Hai să nu vorbim despre literatură, să zicem de Michelangelo. Dom'le, ăla avea probleme cu capul, s-a dus să sculpteze el pe David, să-i treacă. Sau să facă o capelă Sixtină, că nu mă simt bine. Hai, mă duc să ceva, să poate îmi trece, știi? Mulți încearcă să scrie literatură să le treacă. Eu le recomand niște pastile. Merg, du-mi la medic, am o problemă. Ok, ia de aici, bea de două ori pe zi. Ia cu apă. Nu cred în chestia asta ca terapie. Nu cred în facerea artei ca terapie, dar forța terapeutică a artei există. Sunt cazuri de oameni care au citit cărți și au avut revelații, s-au simțit bine, le-a schimbat viața, i-a inspirat, i-a enervat. Arta da, dar autorul nu scrie ca să se facă bine de ceva. Scrie că săracul nu poate dacă nu scrie. Nu poate fără. Simte nu poate fără și ăsta consideră că, adică nu consideră, își dă seama că e singurul mod de a trăi și de a câștiga ceva, adică de a trăi... În comunism, autorii nu prea trăiau din scris. Erau doi sau trei scriitori, George Țărnea și încă unul sau doi, care nu lucrau nicăieri și trăiau numai din scris, dar erau niște excepții tolerate și nu cred că erau trei, cred că erau numai doi. Și poate nici doi. George Țărnea, sigur, nu era angajat nicăieri, îi se permitea lucrul ăsta cumva și trăia așa din drepturi de autor. În rest, toți scriitorii erau angajați undeva, pe la ziare, pe la gazete, pe la predau, la universitate, la liceu, pe unde predau. Ei erau... Singura meserie de scriitor era recunoscută în nomenclatorul funcțiilor de Republica Socialistă, era scriitor de vagoane. Și... Asta, ironia face că am fost și scriitor de vagoane. O perioadă a lucrat la Siloz în Botoșani, încărcam vagoane acolo pe timpul foamei, când nici măcar nu aveam cartelă să-mi cumpăr pâinii, dar trimiteam vagoane cu grâu la Constanța în port și de acolo se duceam mai departe. Pe vagoanele trebuia scris, se cheamă scrisoare de trăsură. Dar se punea pe trăsură, ce se punea pe vagon. Și puneai pe de unde pleacă vagonul, când pleacă, la ce triaj, ce conține, la ce gară ajunge. Ăla care scria chestiile astea se numește scriitor de vagoane. Și era o meserie în cadrul CFR-ului, cum era Acar sau orice altă, era scriitor de vagoane. Era singura meserie de scriitor recunoscută de comunism. Deci oamenii scriitorii nu făceau literatură ca să trăiască din ea. Chiar și astăzi sunt puțini care trăiesc din literatură. Eu și cu Andrei Crăciun și cu încă numai câțiva care... Facem asta. În general, dacă te uiți, cam toți scriitorii, uite, nu vorbesc așa care scot tiraje mari și care la un moment dat ar putea trăi din asta, cum e Cărtărescu, dar care are și el catedră la universitate. Dar amicii mei de la ea și Dan Lungu, foarte publicat, tradus, tiraje mari, are... Sunt angajați undeva. La universitate, unii la muzeu, unii scolă, unii scolă. În principal, arta o faci, că nu poți altfel.
și că ești făcut pentru asta. Dacă îi te dedici, că poți să... Să o fentezi. Să o fentezi, să o trădezi, aș zice. Și dacă se întâmplă că să mai și trăiești din asta, cu atât mai bine. Sunt cazuri excepționale la noi și cazuri destul de frecvente în Occident, unde arta se întâlnește cu meseria, are funcția ei socială clară, ești uite, un pictor celebru, sau să trăiești din asta. De acolo e și sistemul făcut așa. Sistemul de galerii de artă, de comerț, de artă, de librării, de difuzare. La noi editura îți dă 5% din încasări. Încasările dintr-o 100 de exemplare sau dintr-o 1000 de exemplare. Adică nimic. E nimic. Da. Îți dă o mică parte din nimic. Pentru că nimicul nu are cum să fie nimic, trebuie să fie și el ceva. E numărabil totuși. Nimicul e numărabil. E conceptul lui Hawking. Nimic înseamnă totuși ceva. Știu că ai făcut lupte și ai făcut și vioară. Cum s-au împăcat? Dar nu simultan, adică nu l-ai făcut în același timp. Nu cânta la vioară în timpul luptelor. Când ne băteam și noi ca băieții cu ciomegile. Și după aia ne duceam și ne relaxam la vioară. La casa de copii, acolo te punea într-o frumoasă încercare de a scoate ceva din om. Ideea că poate n-ai să poți face o școală mai târziu și n-ai să înveți o meserie, să pleci cu ceva la bază de acolo. Și aveam niște ateliere foarte bine dotate de mecanică, de electrotehnică, reparam televizoare, făceam garduri de astea de sârmă. Aveam mașini de împletit sârmă, reparam fel de fel de chestii, sudură, cizmărie, atelier foto. Și aveam și orchestră unde învățam să cântăm la instrumente. Eu am fost luat forțat acolo când aveam talent muzical. Sală de sport unde făceam în principal lupte. Acolo era o secție a clubului sportiv de la Botoșani, era la Casa de Copii, la Trușești. Și au ieșit luptători buni de acolo, cu titluri europene, cu balcanice. Era treabă serioasă. Da, da, da. Adică erau antrenori care cu asta se ocupau, nu era doar profesorul de sport. Nu, aveam antrenori de lupte. Uh-huh. Doar pentru asta. Trăiește și acum domnul Gavriluță. Nu, de asta când ai zis că erau multe ateliere, am crezut că erau așa fiecare, niște profesori care... Nu, fiecare atelier avea meseriașul lui. Da, meseriaș da. Care să și pricepea... Maestru, da, făceam, da, da. Avea strung, bănuiesc, strung. Aveam și strung și făceam din cos de mătură. Făceam piese de șah, se pretau foarte da, bine, da, da, și da. Așa și le strângeam și ce, la regină era mai greu și la rege că mai trebuie să-i faci în cap. Manual așa la dăltiță să le faci coroană. Dar pionii, turele astea erau din trei mișcări, învățam acolo să jonglăm la strung. Nu, era și un mod de a ne scoate din apăsarea aia continuă a programului. Era un program de cazarmă, te sculai dimineața, mâncai, te luai de mână, mergeam numai grupați, nu de la voi să umblăm ca turma așa prin sat, trebuia să mergem numai cu clasa, cu rândul. Și te țineai de mână cu băiatul ăla, ca indienii mergeam așa, știi? Te țineam de mână cu colegul, când am crescut mai mare, nu ne mai țineam de mână, lasă-mi mai drept și tine. Doar mergeam așa alătura, dar mergeam în coloană ca soldați, până la școală, stăteai la școală, învățai, la amiază vineai, mâncai la prânz, la cantina, noi după aceea ne duceam exact în aceeași bancă în care am stat dimineața la școală, făceam meditații. Până seara. Când te duceai și mâncai... Și meditațiile cu cine le făceați? Cu educatorii noștri de la casă de copii. Da. A, de la casă de copii, nu erau de la profesorii de la școală? De supraveghetori, așa. Uh-huh. Când ajungeam prin clasa 7-8, așa aveam lecții de chimie, oamenii chiar unii nu se pricepeau să ne ajute la lecții sau la... Și erai bun la lupte? A fost bunicel. Nu arătam ca acum. Eram un băiat de la țară care mâncase multă brânză, bătuse multe dealuri pe acasă, pe acolo, atletic. Erai vânjos. Vânjoșel. La categoria mea, că luptam pe... Da, normal. Da, și am mers pe la concursuri județene, interjudecene, erau alea regionale, mi-aduc aminte că a fost pe la concursuri. Era o bucurie să pleci de acolo, să te duci undeva. Chit că nu ai bătaie, contează numai să pleci pe la Galați, pe la Baia Mare, am fost pe la Ploiești, pe la Brașov, la concursurile astea de lupte. Deci știai să faci un tur de șold, un tur de cap, te pricepeai? Dublu Nelson. Mamă. Da, știam. Aveam sală de antrenament, cum zic ăștia. Aveam sală de antrenament pentru lupte dotată cu tot ce trebuie, cu manechine, cu cauciucuri, cu ciocane, cu gantere, cu
tot ce trebuie într-o sală de sport. Ți-a trecut vreodată prin gând să faci chestia asta la lung? Nu, 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 nu. Acolo m-am dus și la lupte și la vioară, pentru că trebuia. Te lua din, ca la armată, știi, cu arcanul. Cu arcanul. Mă venea în clasă, îmi amintesc cum m-a repartizat la vioară și ne-a pus să stăm cu mâinile pe bancă, cu degetele întinse, cu palmele întinse pe bancă, exact ca tu, numai că nu aveam și batistuța, știi, că trebuia s-a prins în fiecare, îți amintești că la școală ne controla în fiecare zi la unghii și la batistă. Am prins și eu treaba asta. Da, era o chestie, poate cam exagerată, poate prea militarească, dar nu rea. Trebuia să avem batistă la noi, da, ce batiste aveam noi. Doamne ferește, că spunea, scoateți batistele pe pasă mai puțin cei de la casa de copii. Păi, le spălam o dată săptămână, știi? De capul nostru. Și ne controla la unghii, să vedem dacă avem unghiilitate. Și acum, dacă vezi, am încăpădat un obicei, niciodată n-apucă să crească un milimetru, le tai, că m-am obișnuit de ani și ani de zile, de când le tot ciuguleam. Și stăteam cu mâinile întinse pe masă și vinea profesorul și se uita la degete și spunea, tu la vioară, tu la acordeon, tu era, pe unul l-a pus la contrabas pentru că era mai înalt, era singurul care ajungea. Putea să ține. Nu interesa că ai sau n-ai aplicare, propensiune spre chestia asta, știi? De la după degete și mine m-a pus la vioară, eu m-am cerut la acordeon pentru că tata avea acordeon acasă și mai auzeam cântând, mă mai jucasem un pic pe la acordeon și zic, nu, că ai degete de violonist. S-a dovedit că s-a înșelat. Da, din câte știu, mai cânți din când în când la vioară. Da, am vioară acasă, mai scârții așa. Mai scârții din când în când. Doar niciun fel de pretenții, deci nu sunt cântări. Dar la acordeon ai apucat să cânți, să înveți? Nu, nu. Nu, eram copil, nu puteam să țin acordeonul când eram acasă. Până să ajung la casa de copii, tata avea acordeon, cânta bine în anumite momente, când avea el chef așa, se urca pe cerdac și începea să cânte pentru el. Strict un act artistic, fără adresabilitate. Pentru el. Pentru sufletul lui. Da, dar pe atunci sufletul umbla prin tot satul. Deci când s-a apucat tata să cânte la acordeon, știa satul ca bune amintică, știi? Că e bucuros, că și-a mănâscut un copil, că i-a fătat vaca, că a mai făcut vreun business ceva pe acolo, știi? Era bucuros și cânta. Și nu-mi dădea acordeonul decât sub supravegherea lui. Era o sculă scumpă, era cât o căruță, un acordeon. Și l-a mai scârțit așa un pic, dar nu... Mi-aș fi trebuit un micuț ca să învăț. Tata avea un acordeon. Normal de mare, era cât tine, probabil. Da. Oricum n-aș fi făcut muzică. Îmi lipsește urechea muzicală. Am urechi pentru fel de fel de chestii, dar nu pentru muzică. De Revoluția din 89, ce amintiri te leagă? Păi am scris în asta, în Strălucitor, în cartea despre care ai pomenit. Începutul cărții este despre... Ziua Revoluției, da? Ziua Zero. Da, cum am devenit ziarist, exact a plecat de atunci. După aceea, în romanul 14 jumătate, aproape despre Revoluție. Revoluția am prins-o la Botoșani, unde nu prea a fost Revoluție, dar lumea s-a străduit să pară că e. Un fel de a fost sau n-a fost? Cum? Aici nu dai cu zarul, aici spui clar n-a fost. N-a fost, da. Și mănânci ciorbă. Mănânci ciorbă, mănânci ciorbă. S-a mâncat multă ciorbă. Moldovenia o expresie, mănânci borș din gură. Dai din gură. Da. S-a mâncat multă ciorbă pe tema asta. A fost o revoluție, eu acum o văd ca fiind hazlie, pentru că eu am trăit-o euforic. Revoluția. Eram cu o gașcă de băieți, cântam, eram în sfârșit liberi să cântăm pe stradă, cu chitările, cu chitara, cu... Să strigam Dacii înving oricum. Luasem un vers de la Vadim Tudor. Dacii înving oricum. Suna bine. Cum? Zic, suna bine atunci. Da, orice ne venea, să nu fie cu Ceaușescu. Nu a fost niciun pericol. La un moment dat s-a zvonit că vine aviația inamică, s-au chinuit, era o unitate militară de antiaeriană. Au vrut să deschidă silozurile, să plece rachetele alea și erau blocate. Nu se deschideau, nu funcționau. Am mai povestit și eu în carte și am mai povestit și ziariștii din Botoșani cum singurile focuri care s-au tras a fost cu un milițian care a deschis focul asupra unui hotel unde credea că era un terorist. Dar acolo, de fapt, erau niște cârnați puși la uscat. Erau aduși milițienii din comune,
adus și în oraș, în perioada aia de dinainte de Revoluție, ca să țină ordinea, că deja la Timișoara izbucnise, știi? La Botoșani era liniște și bulion, n-avea nicio treabă cu Revoluția. Dar i-au adus preventiv. Și unul, fiind în apropiere Crăciunul, unul a venit cu cârnați de acasă. Și a pus în geam, sau unde? Un cârnat de la, cumva de la distanță, dintr-o poziție anume, putea să semene cu o țeavă de mitralier. Nu știu ce dacă i s-a fi părut lui și a tras cu mitraliera de aia de 52, de pe tab. Nu cu un AKM sau cu un pistol. Nu, de pe, erau taburi de astea. Da. Transportare de astea. Uh-huh. Și a tras cu... Alea au fost singurile. Nu a fost niciun rănit. Au fost răniți în Botoșaneni, dar nu în Botoșani. Erau soldați botoșaneni prin... Diferite locuri. Muzeu, am făcut eu interviu cu unul. Dar în Botoșani, acum, nu aveai de ce să... A fost așa o glumă, cred. Din o glumă din care au rezultat foarte, foarte mulți revoluționari. Cu pata la mâna și cu toate beneficiile aferente. Eu am fost participant acolo, am fost în piață, am apărut pe prima pagină ziar, a doua zi, că am urcat la balcon și am luat cuvântul, am îndemnat masele la calm, ce rațiuni, ceea ce nu e deloc adevărat. Dar măcar aveam o hârtie la mână. Că eu în balcon am fost, dar n-am fost îndemn la ceva, îl urmăream pe unul care trebuia să-mi dea 5 lei, știi? Da, e povestești foarte fain în cartea ta, în strălucită. Da, atunci să nu mai povestim. Și aici se poate găsi în carte povestea cum am ajuns să vedetă la ziar. Eram un mic recuperator în interes propriu. Nu, nu pentru alții. Nu, nu-mi place asta. Lucrez și acum, lucrez numai pentru mine. Și de ce ai vrut să vii în București? Am venit în București, cred că a fost toate lucrurile care mi s-au întâmplat în viața asta importante, eu nu le-am determinat eu cumva. Și intrarea în gazetărie și acolo spun că am alunecat pe o banană. Pe banana destinului, știi? Am alunecat pe o coajă și am ajuns gazetar. Sau... La București am venit tot așa printr-o întâmplare, o neînțelegere la Socri, unde stăteam pe acolo, n-aveam pe unde să stau. Am stat vreo 3 luni de zile în gazdă pe la Iași, pe la Dan Lungu. La scriitor, stăteam înghesuiți acolo în două camere, trăia modest omul. Păi născut, venit și atunci cu primul copil, era și un copil mic pe care îl îngrijeam, nu puteam sta la infinit totuși. La Iași, eu nu aveam experiență de ziarist, aveam 30 de ani și nu scrisesem în presa cotidiană. Lucram la o revistă de cultură unde scriam niște interviuri cu scriitori, câte o cronică de carte, o dată pe lună. Și nu prea aveam unde cu meseria asta prin Iași, că mureai de foame, salariile erau mici, ca la Iași. Și absolut întâmplător m-a împins cineva, ia du-te și încearcă la București. Și am trimis un articol la Național, unde era Gică Voicu, cum să-l ierte. I-a plăcut, l-a și publicat imediat un articol despre bețivii de la fabrica de cauciucuri, de la Florești. De la Florești. Saxofoniști, cum le ziceau, ieșeau de la fabrică. Saxofoniști. Da, ieșeau de la schimburi, erau 8.000 de muncitori. Bine că nu ieșau tot, erau 3 schimburi, dar ieșau 2.000 odată. Domnule, și veneau la șiruri întregi de autobuze de prin toată zona să iași, să-i ducă pe acasă. E, până să vină autobuzile astea, beau. Iar eu când veneam în vacanțe, trăiam din viciul lor. Eram un fel de sanitar al viciului alcoolic. Adunam sticle. Aluai sticle, da. Dar era o concurență acolo, că stăteam și știi când mănânci acum ceva, mergi pe stradă, mănânci o șaormă și vine unul micuț așa și se uite în gura ta, știi? Și parcă nu i-ai dat șaorma aia, că totuși ai mușcat din ea și scos ceva și dai. Așa stăteam noi și ne uitam la ăla când bea beri și stăteam cu ochii pe el. Să mă dăm ce face cu sticla. Ca să ne asigurăm așa vizual că gata, e promisă, e a ta, știi? Și când bea, ne dădea sticlă, le strângeam, trăiam din chestia aia. Bun, reiau. Am ajuns într-o întâmplare la București, m-am încadrat foarte bine. Era meseria asta de reporter, era cumva făcută pentru mine. Eu aveam exercițiu prozei dinainte și acum trebuia doar să scriu niște compuneri. Să observ niște lucruri. Da? Numai că nu sunt le inventez să merg pe teren și să văd. Cam asta era tot. Dar pentru mine a fost foarte ușor. Chiar îmi amintesc că în primul an, după primul an de presă cotidiană, am luat premiul reporter numărul 1, dat de Fundația Română pentru Jurnalism, al lui Nicolae Cristache. Premiul care mi-a fost înmânat de Adrian Păunescu, ceea ce pentru mine era o onoare atunci. La 3 dimineața, la Antena 1. Știi că avea el câte emisiuni care se termină la ora 11 și spunea că am vorbit cu domnul Voiculescu, mai stăm o oră. Și mă stăteam câte o oră.
gândea dimineața. Asta nu mai țin minte emisiunea lui. Probabil că asta înainte de 2000. Probabil că n-a fost unul dintre lucrurile memorabile pe care le-a făcut. Dar avea o emisiune. Deci te-ai acomodat foarte bine în primul an de București. Am debutat ca ziarist la... Imediat ce am venit la București, cred că a doua sau a treia zi deja am și scris primul reportaj și mergeau foarte bine. Mi le publica pe prima pagină, dar până atunci nu scrisesem. Pentru că eu în 90 am lucrat la un săptămânal, la Atitudinea, în Botoșani, și după aia m-am mutat în 91 la Iași, unde era tot un săptămânal timpul, o perioadă scurtă, un an și jumate. A fost săptămânal și publicam mici reportaje și după aia până în 98, când am venit în București, a fost revistă lunară de cultură. Deci eu practic nu aveam niciun fel de experiență de ziarist de teren să scriu zi de zi. Bine, nu scriam chiar zi de zi, dar oricum mult mai mult. Și m-am acomodat. Sunt o mulțime de lucruri pe care le fac ca și cum le-aș fi făcut toată viața. Altele de care nu mă pot apropia. Dar am învățat mult, mult și programe, și calculator, și machetez, și făceam ziar. La un moment dat am lucrat la Pașcani, m-a chemat acolo un prieten să fac un ziar la Pașcani, să-l dărâmăm pe primarul. Era un primar, îl chema frumos Rățoi. Rățoi, pardon, nu Rață. Rățoi. Rățoi, 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 Rățoi. Și rima cu Ilișoi, eram în aceeași rimadă, notă acustică, da. Așa. Și ăsta era primar de 24 de ani acolo, era uitat de pe timpul lui Ceaușescu, era cel mai longeviv de pe vremea aia și m-au chemat, domnule, să scoatem o gazetă la... Să dăm la rădăcină primar. Da, și am dat la rădăcină, dar dădeam cu spor că nu cădea, ci creștea. A rămas... Publicitatea negativă e tot publicitatea. A rămas primar după aia. Ei, ziarul o făceam de la cap la coadă singur, îl scriam, îl machetam, aveam și câțiva colaboratori, dar tot ce însemna tehnic. Asta făceam acolo, am învățat multe lucruri. Știu că ai fost printre primii care ai avut calculator și da. ai învățat singur să-l repare, ai învățat singur să-l... De prost ce eram, a trebuit să mă fac deștept. Adică simți la un moment dat că nu te mai suporți. Aveam un calculator foarte scump, niște bani pe care mi-a dus un frate de-al meu care lucrease prin Israel și o poveste are calculatorul ăsta. O să scriu o carte despre el. Poți să scriu o carte despre el. Dăduse vreo $600 pe el. Era asta când? În ce an? 1999. Mamă, chiar începuturile. Da, $600 și era un calculator de 20 de giga. Hardul. Și ăștia din redacție mă invidiau. Ce tare, noi avem de 10. Eu am luat unul tare de 20 de giga. Și eu nu știam limba engleză. Se întâmpla ceva calculator, nu știam ce să-i fac, îl luam în brațe, mă duceam până la Obor, la un prieten la Mugurel, fost inginer de televizoare la o fabrică de-asta bucureșteană, și noapte la două chemam taxiul, n-aveam bani, eu când trebuia să merg cu taxiul mă duceam la biserică, întâi mă rugam, mi se părea o cheltuială uriașă, știi? Nu mergeam decât în cazuri extreme, dacă murea cineva, dacă strica calculatorul, computerul, știi? Și mă duceam cu taxiul la ora aia, nici ziua nu-l duceam cu autobuzul, să nu mi-l zgâlție, să nu mi-l dea cineva peste el. Dai seama, era viața mea. Și mă duceam la Mugurel și ăsta apăsa pe un buton și mergea. Lasă că învăț și eu. Și am luat un manual de engleză, era și fiică mea care vorbește engleză foarte bine, era elevă. Mai ciupeam de pe la, de pe clasa 5, așa. Și un Windows, o carte Windows 98. Și am început să învăț și acum fac eu, repar calculatoare, știu programe, lucrez cu Adobe Premiere, fac filme. Singurel. Tot așa ai învățat. Și bănesc că ai învățat și în limba engleză. La nivelul ăsta, nu m-am apucat să traduc Shakespeare. Ai avut... Mai citesc niște articolașe. Ai avut vreun mentor care, nu știu... Poate nu mentor, dar un om care simți că ți-a schimbat un pic cursul. În gazetărie sau așa? Oricând. În orice, ori în viața personală, ori în gazetărie. Este o vorbă pe care o spun creștinii, în mare parte adevărată, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Toate schimbările mele au fost mijlocite de un om, cumva, care a fost exact acarul care a tras la momentul potrivit de manetă și m-a adus încolo sau încolo. Și venirea la București, care s-a întâmplat prin scriitorul Constantin Iftime, care tocmai făcuse o carte de interviuri cu Ion Cristoiu și era prieten cu Cristoiu și i-a zis chiar de acolo
din ce a vorbit. Nu oameni care neapărat m-au inspirat, dar care m-au influențat. De fapt, eu cred că spun un truism acum, de te doare capul. Absolut tot ce se întâmplă, se întâmplă prin oameni. De? Dar uneori nu remarci. Eu am bunul simț să fi remarcat în momentele esențiale că niște oameni au făcut lucrul ăsta pentru mine. Și dacă ar fi să alegi un om în gazetărie, un singur om care te-a influențat foarte tare? E greu de făcut lucrul ăsta. Când te întreabă cineva care e autorul tău preferat. Da, e dificil să faci topuri. De oameni care citesc o singură carte și care au un singur autor preferat. E greu să spun cât mulți autori sunt. E greu să spun cine e. Nici modele nu am avut, pentru că am început să scriu înainte de a avea modele. După aia am citit pe Brunea Fox, pe Joe Bogza. Eu Joe Bogza n-am citit la școală, că nu-mi plăcea Dobrogea. Era un text care mă omora. Când ajungeam la ăla, aoleu, dacă te rugai la Dumnezeu să nu-ți dea teză de la Dobrogea. Vrem la vulturi de Galaction, vrem orice, Fefeleaga, orice lucru, lecții grele, dar nu Dobrogea, care mi s-a părut un text greu. Acum nu mi se mai pare greu după ce l-am citit, dar pentru că nu mi-a plăcut la vremea lui și se întâmplă des cu lectori să ai dezamăgiri inițiale terminate ulterior cu un triumf estetic. Atunci nu mi-a plăcut. Deci n-am avut modele. M-am apucat să scriu ca prostul, învățând din mers și învățând de la colegi. Și învățam în aceeași măsură și de la colegi mult mai experimentați și de la colegi la fel de proști ca mine. Adică, dacă ești abil, înveți și din greșeala celuilalt. Dacă mă uit la textele mele inițiale, sunt penibile. Nu pot să aleg nimic să public într-o carte acum din primele texte. Se vede că e mâna moartă. Încet, încet am învățat. Lucrurile se învață. La început scrieai cu stilou sau aveai mașină de scris? Cum ai început să scrii? De mână. De mână. De mână și după aceea, la puțin timp, avut o mașină de scris a redacției la care scriam toți, dar veneam cu textele scrise de mână de acasă și în redacție. Și tu singur ți le dactilografie. Da. Dar știam să dactilografiez dinainte de 89. Eram prieten cu Gelo Dorian, scriitorul, care era bibliotecar la Botoșani și mă duceam la el la bibliotecă, mă dădea câte o carte de pe acolo, mai țecăneam la mașină, îmi scriam poeziile la mașină să le pot trimite în 5 exemplare cu Indigo, să le pot trimite pe la redacții. Festivaluri. Le trimiteam la festivaluri pentru că dacă erai acceptat în finală, erai invitat acolo 3 zile, 4 zile, o săptămână la festivalul cu tare. Și în felul ăsta chiuleam de la școală și stăteam pe banii statului. Dar pe unde n-am fost? Toată țara am umblat cu festivalul ăsta, la festivalul literar. Bistrița, Deva. La Deva am stat în cameră cu Constantin Zărnescu și cu George Țărnea. Eu am ajuns în cameră la hotel și le-am găsit, după ce și-au făcut check-in-ul acolo, aveau buletinile pe masă. Era un puștan de 17 ani și știam de amândoi. Lui Zărnescu ieșise atunci un roman foarte bun, Ieșirea la mare. Și îl citisem, dar întâmplător. Și după aia, după două săptămâni, să stau în cameră. L-ai și întâlnit? Nu l-am întâlnit. M-am întâlnit doar cu buletinul lui, că ăștia au luat tot timpul la băut, nu știu unde dormeau noaptea, că nu vedeau prin cameră. Nu vedeau prin cameră de văzut. Toată îi așteptai să vină în cameră și nu mai apăreau. Da, era o cameră cu 3-4 și așa ne-au pus câte 3 odată în cameră, știi? Și i-am văzut la acțiunile noastre, că stăteam o săptămână acolo la Deva, se chema concursul Sub flamuri de partid biruitoare. Mi-am amintesc foarte bine. Și frumos. Și avea o diplomă cu niște uzine, cu niște biruitoare. De-astea, coșuri care poluau frumos, așa, albastru. Dar îmi amintesc diploma. O am pe acasă, de-aia mi-am amintesc, că tot e scanată și când mă mai joc prin calculator o văd. Iar pe ăștia doi i-am văzut la prezidiu la niște acțiuni ale noastre. Când mergeam pe la uzină, ne-au dus pe la sarmă de Getuza, pe la o schelă petrolieră, pe la o mină de marmură, ne plimba să vedem realizările muncii socialiste. Dar concursul în sine nu avea nici, chiar dacă se chema atât de oribil, nu avea nicio treabă cu... Asta am vrut să te întreb, dacă erau versuri patriotice ce trebuia să scrie. Nu, venea la 16 ani. Hormonul nu era în relație cu partidul.
Era în relație cu niște fete. Normal! Îmi scriam poezii de dragoste la vremea aceea, dar toate poeziile din concurs erau poezii, nu cântăreți de ăștia. Numai titlul era pentru partid. Ca să dea bani. E normal, ca să-l organizeze. Da. Dar restul era concurs de poezie. Nu sunt premii pe care să le ascund acum. Nu am un premiu semnat de George Țărnea. Altul semnat de Lucian Avramescu la Galați. Baladele Dunării, sau nu știu cum se chema festivalul ăla. Alt premiu semnat de Laurențiu Ulici la Câmpina. Ceva festival cu Nichita Stănescu. Și care avea tot așa un nume, Roșu Vertical, titlul unui volum de al lui Stănescu, dar care avea o trimitere vinovată către Roșu Vertical. Noi îi spuneam Roșu Menstrual. Ca să ne înțelegem. Da. Nu sunt premii cu care mă rușinez, pentru că noi scriam și trimiteam la concursurile alea poezii, cum o vedeam noi. Nu te controla nimeni dacă e comunistă sau nu. Nici măcar că auzisem că e regula, că domnule trebuie să trimiți 7 așa și una așa. Una cu tovarășul. Nu scriam noi cu tovarășul. Dar tu când ai, prima oară, când te-ai apucat să scrii poezii? Mi-amintesc că, cred că prin clasa a doua, a treia, deja scriam poezii de Azorel, rahaturi de-astea. Dar nu mai rețin. Într-a șapte am debutat la gazeta, a șasea sau a șapte, am debutat la gazeta de perete. La școala de copii. Erai tare dacă puneau o poezie la gazeta de perete scrisă la mașină. Ziceai că e scrisă cu aur, nu? Când te duceai acolo. Mă ceream în timpul orii. Tovarășa, vreau să mă duc. Am o problemă la WC, te mă duceam acasă. Și o scriai? Te duceai la panou să te uiți. Să mă uit la poezia aia și să nu se uite nimeni la mine cum mă uit eu la mine. Adică să fiu doar eu acolo, știi, pentru că dacă stăteam în pauză și mă uitam... Îți o luai? Nu, dar se uitau rut la tine, știi? Nu eram într-o admirație, într-o autoadmirație de asta bolnăvicioasă. E o senzație pe care... Și tu îți amintești, Silviu, când ai fost prima oară pe scenă. Nu dar poți să uiți lucrul ăsta. Nu poți, nu ai cum. Când vezi prima oară un text tipărit... E ceva ce nu-ți pot descrie. Ceea ce și mai frumos este că de fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta. După ani și ani de zile, când îți vezi un text tipărit, resimți, poate nu la fel de profund, dar resimți o bucurie pe care alții nu au cum să o înțeleagă. Deci lansarea unui text. Că acum nu neapărat trebuie să-l tipărești. Acum poți să-l pui și pe net. Dar, scrii o poezioară și ai pus-o pe net, nu contează. Ți-ai văzut textul acolo. Da, exact. Și, vezi că dă din aripi și începe să umble de capul lui prin lume. Senzația e aceeași ca atunci când am scris prima poezie. Aceea era o poezie ceva cu partidul, din câte îmi amintesc. Mm-hmm. Clasa 7. Da, el, partidul, nu știu ce, dar asta era atunci. Și cred că e singura care am scris-o. Dar cum ți-a venit? Adică pur și simplu ai luat un creion? A fost o temă. Aha. Și eu am scris-o, era o compunere, ceva cu partidul. Am înțeles. Eu am scris-o în versuri. Dar am dat și teză în versuri, o să-ți povestesc. Ai, du-te de aici. Da. Să le luăm pe rând. Te rog. A fost o temă a compunere și eu am scris-o în versuri, 3 strofe. Am făcut tema aia în versuri. Profesoara a fost... Foarte încântată, bănuiesc. A dat-o la secretară, a scris-o la mașină, mi-a pus compunerea la gazetă. Deci a fost o temă. N-am mai scris. Nu se poate găsi nicăieri ceva scris despre partid de mine. Nu se lipea. Credința e ăsta, poezie e o chestiune de credință. Dacă tu nu crezi sincer în aia, nu-ți iese. Sunt mulți făcători. Au fost mulți făcători de teancuri, de... paperașerie, de rahaturi de astea comuniști. Dar eu nu credeam în ce scriu. Foarte puțin dacă să fi fost cineva comunist, din suflet. Să scrie din suflet. Scriau din ticăloșie. Nu de nevoie, că noi nu te bătea nimeni. Scriau pentru bani. Pentru bani, da. O să-ți spun de Ion Crânguleanu. Avea, în 89, avea 47 de cărți publicate. Mi-amintesc când am citit istoria literaturii al Ion Rotaru, autorul Ion Rotaru spunea, mi-am pus mâinile în cap. 47 de cărți, un tânăr autor și toate de astea, cu partidul, cu cutare. Acum scot o carte, se cheamă Viața literară pe balul, apare numai puțin de o lună, unde scrie despre, printre alții, de Ion Ciugui,
Care ne, nu exista serbare la școală să nu... Să nu ai o poezie de lui. Un ciugui. Exact. Sau un manual. Era ciugui, 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 ciugui. Ăla se ciuguia peste tot. Acum, informându-mă mai în amănunt despre el, am aflat că el, de fapt, fusese un poet decent, un tip care a luptat pe frontul de răsărit contra rușilor, a scris două cărți de poezie foarte bune înainte de război. Și după aia s-a prostituat. Acolo a fost clar o ruptură de mentalitate, de conștiință a lui, când și-a abandonat destinul lui de scriitor bun și s-a apucat să devină cântător în strună la pentru... un spart, la da. Comuniști. Iar asta cu teza, cred că eram pentru a 11-a, la Botoșani, la Liceul Pedagogic, chestia e filmată și de față este și profesoara despre care vorbesc. Deci e absolut autentică și e clasică în Botoșani. Ne-a dat o teză la fizică, nu teză, o lucrare de control. Și la fizică? La fizică, la fotonică. În clasa 11 învățam fotonică. Ok. Electricitate, fotonică. Da, da, da. Și eu am scris o poezie, neștiind lecția, dar știam despre ce e vorba, principiul, dar nu știam formulele, că nu-mi băteam capul. Oricum le-aș fi uitat, nu peste un an. Cum ești anumit la... Secunda 2, da. Aveam o memorie foarte selectivă. Și acum la fel, sunt lucruri care se lipesc magnetic pe viață și lucruri altele... care numai zboară așa, tangențial. Pe lângă mintea mea. Aia nu se lipea, dar principiul am înțeles. Era vorba despre fotoni care nu există decât în mișcare. Și eu deodată am simțit aici un sens poetic. Și poezia avea sensul ăsta, că noi tineri suntem ca fotonii, nu putem exista decât în mișcare. Că, trebuie să facem ceva, să înfăptuim, să gândim, să scriem, să le nevim. Era o poezie foarte maiacovschiană, așa, știi? Și profesoarea i-a plăcut și mi-a pus 10. În timp ce toți ceilalți au luat note foarte mici, că i s-au încurcat în formule și i-a zis că, uite, ăsta n-a știut formule, dar a învățat principiul și asta e important, că știe... Despre ce vorba. Mai multe, eu ți-am zis asta doar cu fotonii în mișcare, că e una dintre ele. E doamna profesoară Rodica Egner, care trăiește și acum la Botoșani, în Sărut Mâna, am scris un articol frumos despre ea, se cheamă Acei profesori pentru care cauți o stea. Inspirându-mă din experiența unei mari cercetătoare, Jocelyn Bell, care a descoperit Jocelyn Burnell, care a descoperit pulsare. Uh-huh. Și am făcut o paralelă între acea savantă, foarte tânără la vremea aceea, încă nu era savantă, că maestrul ei i-a furat descoperirea la premiul Nobel. Uh-huh. Dar acum ea este recunoscută ca descoperirea pulsarilor. Uh-huh. Da? Și am făcut o paralelă între ea și profesoara mea de fizică. Și am zis, uite, sunt la două nivele diferite, dar ca grad de recunoștință sunt la același nivel. În momentul când ea a fost întrebată la ce s-a gândit prima oară când a descoperit și s-a scris despre ea ca pulsare, era o lovitură uriașă în știința. Și m-am gândit la profesorul meu din liceu, care a avut încredere în mine și a început să plângă savanta. Ce frumos! Da. Aia din nou, lucrul ăsta m-a uimit mai mult, m-a mișcat mai mult decât descoperirea științifică în sine. Acum, mai recent, în ultimii ani, citesc mai puțin proză, mai puțin literatură, citesc poezie în fiecare zi, că e obișnuința, dar literatură, proză, citesc mai puțină și citesc mai mult sociologie, psihologie, istorie, foarte multă, știință, pasionat, îmi place lucrul ăsta. Iar de lecturi, recitesc. Pentru că am avut o perioadă lungă de dezamăgiri, tot luam cărți și la pagina 30 le aruncam, nici nu ajungeam. Nu plac, nu mă bate nimeni să citesc. Dar a luat premiu, ok. Dacă aș fi avut de dat un examen, citeam cartea aia vreun nevrând. Că trebuia să înveți, da. Da, dar așa nu mă obligă nimeni. Lectura e o plăcere, scrisul ar trebui să fie o plăcere pentru mine, e un chin. Dar, mă rog. Dar cum e un chin? Că totuși ai scris foarte mult. Nu, am scris foarte puțin. Foarte mult scrie Andrei Crăciun. Lansează câte două cărți pe an. Sau câte trei. Alaltă ieri am fost la o lansare unde a lansat două cărți simultan. El e un tip, cum să zic, industrios. Scrie foarte mult, scrie foarte bine. Scrie foarte bine. Îl invidiez pentru asta. Eu sunt mai constipat.
Mă refeream la faptul că ai scris mult pentru că ai făcut multe reportaje. Și... Bun, dar din alea ce poți alege? Stilul? Am două cărți. Am o carte de reportaje, cele mai frumoase reportaje, și una care o scot anul ăsta sau anul, care se cheamă Țara celorlalți. Sau Cealaltă țară, să văd cum îi zic. E vorba de niște reportaje despre oameni simple, lucruri simple de lângă noi, pe care de obicei nu prea le vedem. Vezi că o să-ți cadă paharul. În sfârșit se va întâmpla ceva. Se va întâmpla în sfârșit ceva, nu? Ce crezi că... ar fi spus că e aranjată, știi? De acum. Ce crezi că face un reportaj bun? Autorul, subiectul, inspirația, experiența. Dacă ai un autor bun, ai și un subiect bun, dar asta trebuie să coexiste. Mi s-a întâmplat să am un subiect bun și să-l ratez, nu-i nicio problemă. N-ai fost inspirat, ai fost grăbit, uneori n-ai avut șansă, s-a întâmplat ceva esențial după ce ai plecat tu de acolo. Poate a murit subiectul. Mi s-a întâmplat, mi-a murit personajul. Oh. Da, povestesc tot în Strălucitor cum am dus să fac un reportaj cu un bătrân. Toată lumea din Botoșan scrisese despre bătrânul ăla, numai eu nu scrisese. Eram la București deja, de câte ori m-am dus la Botoșan. S-a întâmplat cumva că n-am ajuns la acel bătrân să-l intervievez. Era declarat monument viu al UNESCO, un meșter care făcea măști tradiționale. Uh-huh. Și când în sfârșit m-am dus, hai să mă duc, am stat de vorbă cu el, un bătrân în curte acolo făcea niște măști, le cosea, măști foarte înșorătoare de alea arhaice. Dacă a fost declarat monument viu la UNESCO, dai seama, era ceva de arta lui. Categoric. Și după vreo oră jumate moșul îmi spune că păi, nu sunt eu monument. Cum nu e, domnule, monument istoric dacă toată lumea... Nu, tata e monumentul, eu sunt fiul, dar și fiul avea roșu atât de ceva. Moșul despre care vreau eu să scriu murise. Și acum l-am găsit pe fiul care meșterea la măști acolo. Care avea aceeași îndeletnicire. Și același nume, Ciugui. Tot Ciugui îl chema. Ciugui. E ca într-un banc jos. Dar nu vezi că numai povești din astea are cu întâmplări. Meseria asta de reporter tocmai în asta stă, în povești. Da. Dacă un reportaj nu are poveste, nu are epică în el, să se întâmple ceva, să iei povestea, de aici s-a întâmplat asta și a mers mai departe și așa și așa până la capăt, dacă nu ai epică, nu e reportaj, e eseu, e divagație, e ce vrei tu. Și întotdeauna am căutat să lipesc o informație de o poveste. Ce vreau eu să spun? Ce? Uite, vreau să spun că s-a scumpit uleiul. Bun, hai să vedem cum spun asta într-o poveste. Și încep să caut. Dacă o găsesc. Dacă nu o găsesc, dau enunțul ăsta simplu, că s-a scumpit ulei. Dar asta trece așa pe lângă... Ți s-a întâmplat vreodată să muncești la un reportaj, să recitești ceea ce ai scris și să, nu știu, să-ți dai seama că nu e ce trebuie și mereu să... Mereu fac asta. Cartea asta de reportaje e carte deja. Cred că e la 6-lea sau 7-lea tiraj. La început am scos tiraje mici, acum cred că la 8-lea, dacă nu mă înșel. Eu nu am scris acolo explicit, că modificările sunt prea mici ca să spui ediția nu știu câta. E aceeași ediție. Dar fiecare tiraj de ăsta are modificări față de cel anterior. Când nu-ți plac ție. Mai vine ceva, mă scol noaptea, mă duc pe blog, modific textul, ele sunt într-o continuă mișcare. Nici măcar faptul că speram că dacă public un text, el rămâne înțepenit pe veci în carte. Îl lași așa. Eu având editura mea, nici măcar acolo nu mai stai liniștit. Îl mai iau și îl mai dau pe după deget să-l mai schimb. Dar asta nu înseamnă că după ce ai recitit un text, nu l-ai publicat. N-ai ales niciodată să nu-l publici, nu? Ba da. Ai ales să nu-l publici. Da. Pentru că nu se întâmpla ceva în tine. Le-am spus, am ținut niște cursuri și mereu le spuneam tinerilor. Nu trimiți textul până nu plângi tu. Dacă l-ai scris și n-ai plâns sau n-ai râs când l-ai scris sau nu te-a mișcat pe tine într-un fel, nu-l trimite, că înseamnă că îi lipsește esențialul. Textul, dacă vrei să dai să transmiți o informație, scrie o știre, nu un reportaj. Exact. Reportajul trebuie să aibă emoții obligatorii. Poate fi o emoție umană, poate fi o emoție estetică, o emoție de orice fel, trebuie să te miște cumva. Dacă tu simți că ai scris textul ăla fiind la fel ca scaunul de lemn și nu te-a mișcat, nu-l trimite. Și mi s-a întâmplat, scrieam un text, era o obligație, se făcea ora, trebuia să trimit textul. Și asta era spaima redactorului, șef cu care am lucrat.
că cu 5 minute înainte eu sun și spun că azi nu-l trimit, mai lasă-mă o zi. Bine, am rău să știe săracul ce chin era la presoan. Rare ori dădeam textul în ziua respectivă. Da, dar eram punctual. Adică la fix îl anunțam că nu-l dau. Avea timp să mai schimbe cu ceva. Și după ce îl publicam pe site, îi trimiteam mereu lui Mihnea, pe care îl salut, un tip foarte răbdător și Mihnea, mai la rândul ăla, uite, modifică acolo, schimbă-l, întoarce cuvântul. Bă, înseamnă tot aia. Lasă așa, știi? Și tot modific. E o boală, cred că. Dacă aș reuși, dar cred că e prea târziu să mă dezbar de ea, că în felul ăsta mi-aș accelera producția, aș crește... A, tu stai în buclă și revii pe text. Nu pot scăpa de asta. Mi se pare că e rușinos. Dar tu nu dai deoparte un text? Adică... Îl dai deoparte și după aia noapte mă zic cum l-am visat. Te urmărește, da. Lumina stinsului amor ne urmărește încă, știi? Da. Lumina textului tâmpit ne urmărește noapte. Dar asta din ce cauză? Că nu ești stilistic sau... Stilistic. Stilistic, doar. Principal stilistic, mm-hmm. Pentru că dacă umbli să modifici și adevărul, iese cu tot... Nu adevăr, ci... Na, stilistic doar. O chestie, o... Până găsești cuvântul ce exprimă adevărul. Stilistic. Lucrez la text. Dom'le, stilul ăsta este o rachetă purtătoare. Știi, nu stilul face totul. Încărcătura. Categoric. Dar stilul e cel care transportă. Dacă tu spui un adevăr fundamental prostește, nu spui într-un fel anume, nu pătrunde. Contează foarte mult vehiculul. Uh-huh. Felul cum spui un lucru. Și o idioțenie, dacă o spui frumos, poate să treacă. Penetrează mai tare decât un adevăr fundamental spus plat. Stilul e... face totul. Ar trebui, vezi, pentru Viorel, cred că trebuia să-și găsească o slujbă de consilier la cineva politic, pentru ca să-i facă pe oamenii din ziua de azi să fie înțeleși de restul populației. Că ei, nu știu, zic niște platitudini, n-au niciun stil și nu trece nimic. Platitudinile sunt înțelese. Toată lumea înțelege că ei nu spun nimic. Păi asta mă enervează foarte tare. Celebrul limbaj de lemn care se modifică. Noi am avut un tip de lemn comunist. Până în 90, comunism, da. Acum atalașul s-a mai îmbogățit, își modifică culoarea, își modifică mirosul, cantitatea, dar în principiu e același limbaj de lemn. François Thom are o carte celebră, Limba de lemn. Chiar așa se cheamă, care analizează fenomenul ăsta. E un fel de a laburi pe ascultător și să nu-i spui nimic. Cam ce facem noi de două ori încoace. Tu ai spus niște lucruri extraordinare până acum. De ce spui că n-ai spus nimic? Noi nu te-am tras de nimic. Asta am discutat cu Alex, dau din casă puțin. Băi, dar ce să vorbim? Omul ăsta... Ești prea bun pentru noi, nu știu cum să zic, la chestii de astea de scris, la felul, la stil, la ce vrei tu. Și Alex mi-a zis, stai numai puțin, și Alex mi-a zis, dar noi nu trebuie să zicem nimic, Silviu, îl lăsăm pe el să ne povestească. Și tu aici, povestești atât de mișto. Aici a fost greșeala voastră, totuși ați zis ceva. Da, corect. Da. Trebuie doar să-mi dai un microfon și găsesc eu să... Am avut multă vreme trac la ieșirea în public. Și mi l-am acoperit cumva, tocmai vorbind, încerc să-ți maschezi e o formă. Timiditatea. Asta da, și la peste tot. Dar știi ce? Nu toți... Noi am avut și cazuri de artiști, actori și muzicieni care erau foarte închiși. Adică personajul pe care îl prezentau în momentul când cântau era spumos, extraordinar, nemaipomenit, fantastic. Adică exprimarea prin muzică era vie. În momentul când puneam întrebările care sunt astea pe care ți le-am adresat, știi, și cum era atunci, ce ai făcut și cum era în liceu, cum te-ai raportat, când ai început să cânti, băi frate, era da, nu știu, nu pot să spun asta, adică vezi ce înseamnă că... Ei erau cântăreți, poate s-ar fi exprimat mai bine dacă le dădeai o mandolină.
Păi, dar oricum la chitară, în momentul când au luat chitara în mână, a fost... Da, eu vreau să spun că același lucru se întâmpla cu scriitorii care aveau meseria asta de a scrie. Am făcut mulți ani interviuri cu scriitori, vor apelea într-o carte Cultura în tranziție, care e gata, dar nu o scot acum că... Nu-i momentul. Băi, bă, lumea e atentă la Ucraina, n-am bani să o scot. După ce scot o carte de mai vandabilă, o scot și pe asta de altă. Surplus, îl vărs acolo, că alea sunt niște interviuri cu mari scriitori români, care trebuie să rămână. Ei, mi-a fost foarte greu să fac un interviu cu Doinaș. Marele scriitor Doinaș vorbea catastrofal. Avea o frază uriașă, stufoasă, era greu să o transcrii, să prinzi de unde pleacă, cum se sunt ordonările, subordonările în frază, că nu mai știa ce a vrut să zic, că trebuia să... I-am rescris totul, pentru că el când vorbea înțelegeai, dar când citeai textul scris, nu mai era coerent. Pierdeai sensul, erau frazele prea lungi, prea... Pierdeai esențialul. Da, tăiate, hiatusuri de... Și am lucrat foarte mult pe text ca să pot publica un interviu cu el. I l-am și arătat înainte și a fost mulțumit. Mi-a dat ok, publică, las că e cel mai bun interviu pe care l-am dat. Am muncit o săptămână. Ți-ai chinuit ceva. Iar la Buzura, marele romancier, pur și simplu nici măcar n-am mai publicat interviu. Deci am stat 2 ore la discuții cu el, am ajuns la Iași, la revistă, m-am apucat să transcriu interviul, n-am înțeles absolut nimic din ce mi-a zis omul ăla. Și n-am mai publicat niciodată interviul cu Buzura. Deci, adică nu se putea folosi... Dom'le, scrisul e una, vorbitul e alta. Am înțeles. Înțelegi? Erau vorbitori proști și scriitori foarte buni. Ei se exprimau mai bine scris, la fel ca chitaristul tău. Uh-huh. Nu e obligat să... Nu e obligat, bineînțeles că nu e obligat. Dar pentru un om politic este esențial. Eu îi aud pe ăștia și spun că ce contează, dom'le, cum vorbește, contează ce face. Păi a vorbi înseamnă tot a face. Se dă foarte des acum la televizor discursul ăla al lui Churchill din al doilea război mondial, când au primit provocarea, declarația de război din partea Germaniei și n-au cedat și au spus vom lupta pe dealuri, vom lupta în păduri, vom lupta pe câmpii, pe fluvii, pe străzi, pe cutare, un discurs celebru. Discursul ăla a reușit să mobilizeze o nație care părea cam dezorientată. Aoleu, vin nemții peste noi. Un discurs poate să facă cu o armată. Cum să nu conteze cum vorbești? Categoric. Bine, comunicarea esențială. Cum vorbește Zelenski acum și ce face acum? Adică și Zelenski nici măcar nu este un vorbitor grozav. Nu este, dar... Are văd, actor, cum să spună, dar nu are geniul lui... În niciun caz. Eu am scris un text recent, se cheamă Robociucă. Robociucă, în care vorbește de roboțelul Ciucă, care vine și citește niște texte la televizor și le citește, scolărește. Foarte la școală, dacă ți amintești, citeam pe roluri. Știi, și ne punea, tu citești rolul locutare, tu citești... Și învățam cât de cât să dăm intonații, să dăm culoare textului, să smulgem cât un pic de... cât de cât viața din textul ăla, să arătăm, să facem textul să palpite. Nu e o șină așa care curge continuu. Cum face? Sau celălalt robot, Iohannis, are și intonația aia atât de ciudată cu niște cârlionți la sfârșitul... E foarte ciudat la Iohannis, scuze-mă că te întrerupte. El e profesor, n-ar fi trebuit să aibă... Pentru că profesorii știu să se adreseze copiilor. Dar ar trebui să știu. Ar trebui să, adică pentru mine a fost cea mai mare dezamăgire. Probabil că era, zic... Probabil era tipul de profesor care venea și îți umplea ele de fizică, nu? Da. Îți umplea tabla cu formule și pleca. Și era foarte talentat la meditații. Acolo venea lumea, se înghesuia să facă meditație ca aia Hanis, știi? Ei, a vorbi în public e o artă. S-au scris cărți de la catilinare, de la latini, încoace despre oratorie. E o artă, nu sunt orator. Ce am vrut să spun este că oamenii politici trebuie să știe să vorbească, să se adreseze mulțimilor. Pentru asta să meargă la cursurile făcute de Melanie Medeleanu, să citească textele mele. Exact. Dar francezii au școli de politică, adică fac școală. Și când ies din școală, se duc fie la Partidul Socialist, fie la dreapta. Adică aleg, fac școală pentru asta. Sunt școli politice. La noi nu există decât școala... Nu știu, nici o școală, școala știm, vieții. Din școala... Testament știm, de Noul Testament, nu contează adevărul. Contează ce spune Iisus, lăsați adevărul să umble.
Da? Dacă adevărul nu umblă, dar ca să umble trebuie să-i dai aripi, să-l lași să zboară. Dacă tu iei mici adevărul ăla, parcă îți curg niște bile din gură și aude regulatora ding, 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 același discurs monoton, reușești contrariu. Enervezi auditorul, nici nu transmiți ce ai de spus, dar asta în primul rând că nu ai ce spune, că nu ai ce transmite. Pentru că dacă vii cu sinceritate în fața unui public, fie el electorat, fie el publicul dintr-o sală, și tu știi foarte bine asta, chiar dacă nu ai mesajul foarte clar, dar vii cu sinceritate, acea sinceritate devine propriul ei mesaj. E purtătoare de adevăr, până la urmă. E ceea ce transmiți tu, știi? Dar toți sunt niște prefăcuți la noi. Eu sunt scârbit de clasa politică, dau în toți, de câte ori am prilejul. Mai scriu câte un pamfletel așa. Mi-am descoperit plăcerea asta să le mai dau peste bot. Dar ca ziarist ești obligat să fii totdeauna contra. Dacă faci ceva bine, de-aia ești plătit. Dacă nu e în regulă, te taxezi. Da, corect. Ce părere ai de ce se întâmplă acum? Adică cum a reacționat societatea civilă în fața acestui război, oamenii care au primit refugiații, cum ți se pare toată povestea asta? Și aici sunt rezervat. Se vorbește despre miraculosul popor român care iau ce-au făcut și cât de... Se duce un pic, adevărul e că se duce un pic în zona asta, da. Se duce o imagine bună despre români care i-au primit, dar n-aveai cum. În primul rând ești obligat de legislația internațională să-i primești pe refugiații de război. Nu, dar cei care au ajutat n-au știut asta. Nu. Aici ai venit tu cu legea, dar... Adevărul, eu vorbesc de reacția statului. Ah, ok. Reacția statului a venit mult mai târziu, trecuse 2 sau 3 săptămâni de când aveam refugiați și guvernul încă nu dăduse ordonanța de guvern pentru decontarea... Da, mult mai târziu, după 3 săptămâni. Cam după 3 săptămâni. Deja fusesem eu cu ajutoare acolo. Eu am fost acolo, am văzut pe oameni cum s-au mobilizat, am găsit niște exemple extraordinare. De exemplu, te vezi că cer scăpări de exprimare, dar mă rog, sunt emoționat că e Silviu în cămin. Dă vina pe mine. Am găsit un cămin de bătrâni extraordinar, făcut fix pe graniță, la Horodiștea, cel mai nordic punct de pe actuala hartă a României. Era un cămin făcut într-o veche cazarmă de grăniceri și primarul de acolo l-a făcut cămin de bătrâni. Domnule, un cămin ce n-am văzut nici Paris. Cu fonduri locale, adică cu fonduri europene. Aha. Dar oricum le-a accesat și a făcut în sat. 12 băi cu bucătărie modernă, inox, strălucire, frumos. Nu venea crede că în România și mai era un Botoșani. Și mai la granița de nord. La marginea țării. Dar era un cămin superb, cu de toate. Îi aduc pe bătrânii aia din satele alea îmbătrânite, îi aduc dimineața acolo, e departe de sat, la vreo 3 km. Îi aduce cu autobuzul, îi ține acolo la fel de fel de activități, mai un șah, mai nu știu ce, o masă caldă la amiază, vin aia cu hăinuțele în brațe și le spală că au vreo 3 mașini de spălat industriale. Extraordinar. Spală acolo, se duc seara acasă cu hainele spălate, mai socializează, cum se zice acum, pentru că, domnule, dacă le-ai luat laița de la poartă, dă-le cămin să se adune undeva, un club. Să... Uh-huh. În fine, e o chestie occidentală, bravo lor. N-a fost niciodată până atunci. Dar e unic, cred. Adică unic. Eu n-am auzit, pot mai fi unic, și în alte locuri. Da. Am fost ca ziarist, chitit să găsească tot nodul. O chichiță, da. Am văzut doar papura frumoasă, că dacă e înflorit așa, nu-i mai vezi nodurile, știi? Ei, la căminul ăla, au început să vină refugiați. Statul se mișcă greu, până dă semnături, până dă hotărâri de guvern, aprobări, instrucțiuni de aplicare a legii. Și oamenii trebuie să mănânce azi. Nu peste 2 săptămâni. Din sat, cu găina sub braț, cu sacoșa, cu fasole în schinare. Incredibil. S-a adunat fasole acolo pentru regiment. Când m-am dus eu cu ajutare, am strâns și niște haine și niște bani și am vorbit cu viceprimarul din comuna aia de la Horodiștea, Păltiniș, cred că se cheamă comuna, Horodiștea e satul. Și mi-a dat pe listă. Cumpără-mi asta, 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 asta. Și eu care știam că fasole nu vreți, aoleu, nu mai venești tu cu fasole. Oamenii bine intenționați. E greu să-i coordonezi într-un elan de ăsta de ajutorare. Fiecare, bă, tu adu aia. Fiecare vine cu ce aduce, cu ce avea. Ce are în plus, da. Și aia fiind o zonă fasoliferă, așa ca să zic, se cultivă multă fasole, oamenii au venit cu fasole. Și a rezultat un surplus de fasole, ceea ce
în situații extreme putea fi folosit chiar ca armă de război. De la graniță acolo. Așa. În altă parte am văzut exces de pâine. Erau mormane de pâine pe jos, aruncate. Și ăștia cărcoteau. Abar, ucraineni aruncă pâine. Păi, tu îți imaginezi că omul a stat 3 zile în picioare în Ucraina. Ca să treacă graniță. A venit aici obosit, rupt de oboseală, de fric, de foame. I-a dat cineva o pâine și în 10 minute a venit autocarul să-l ia să-l ducă. Ce a făcut ăla? Pleacă cu pâinea sub soară și cu pătru? A mușcat o bur și o lasă acolo. Nu e nimica de condamnat aici. Și e de înțeles, pentru că e greu să-i organizezi. Administrația e mai ușor de organizat. Dar pe ăștia care vin de capul lor de pensate și cu una și alta, n-ai cum. Și atunci au fost mici și de înțeles excese de felul ăsta, nu excese, derapaje de aprovizionare, că n-ai cum. Ei, lucrurile astea s-au întâmplat exact din inima oamenilor au venit. Oameni care au primit pe ucraineni în case, s-au și împrietenit, nu vorbesc de ucraineni instituționalizați, adică duși pe la cămine, pe la centre organizate de stat și de autoritățile locale. Lucrurile astea n-au cum să nu te miște. Vin de la oameni pentru oameni, cum zicea bătrânul nostru dascăl Iliescu. Da? Dar eu care am strâns ajutoare mergând din ușă în ușă, pe la prieteni, mă chemau, am o sacoșică cu haine pentru copii, am umblat sute de kilometri am făcut cu mașina, pe București și pe lângă București, adun... Să faci un transport. Da. Și donațiile în bani care s-au primit la asociații la mine pentru refugiați, când stai să te uiți, nu sunt așa, nu e chiar așa un elan național ajutorarea asta. Adică sunt niște oameni, eu care am dus și anul trecut la necăjiții noștri haine, am observat că donatorii sunt cam tot aceiași. Adică e o masă de oameni dispuși să sară generoși în fel de fel de situații. Și nu toți foarte bogați. E generozitatea amărâtului care își rupe de la gură și dă, care e cu atât mai înălțătoare decât de unul care stă cu curul pe milioane și dă și 100.000 acolo. Înțelegi? Nu aș spune că e chiar așa un val de generozitate românească pentru... E cât trebuie. Oamenii nu suferă de nimic, de lipsa nimic. Ucraine. E cât trebuie, dar nu-i chiar... Știi ce sunt curios? Tu ai întâlnit, eu am primit niște mesaje la un moment dat de oameni cârcotași care au zis că, bă, că Ucraine ne aruncă, că nu fac, că nu interesează ajutorul, că dau cu șutul, îi duc la Paris. Ai văzut tu chestia asta în vamă la Siret sau acolo nu în zonă? Nu am fost în vamă la Siret, doar întreagăt. Uh-huh. Eu m-am dus la o vamă mai mică, vama Rădăuți Prut, uh-huh. Fratele meu a fost grăniciar. M-am dus acolo ca să nu consum banii adunați de la donatori pe la hoteluri. Să am unde să... Da, am înțeles. Un principiu de asta, de austeritate. În plus de asta, acolo e o vamă cu Moldova. Ucrainienii treceau din Ucraina în Moldova. Și din Moldova intrau. La Vama Măliga, ocoleau vreo 30 de kilometri și intrau în țară la noi pe la Rădăuți Prut. Rădăuți Prut e un sat, vai de capul lui. Acest sat a fost acum 8 ani de zile ras de pe pământ de inundații. Oamenii și-au făcut case mai pe deal. Unii mai stau și acum în niște containere ai noștri români. Deci nu are infrastructură, ăștia când treceau granița nu aveau un restaurant să bea și eu o cafea, să înțelegi. Dar au nimerit între niște oameni care știau ce înseamnă să rămâi peste noapte fără nimic, cu o sacoșică în mână și poate și fără sacoșa aia. Alea sunt cele mai nobile, mai evidente și mai nobile gesturi de omenie. Acolo n-ai să întâlnești în satul la cârțitori. Ia uite băcalul. Ok, are o mașină și ce, tu n-ai? Am văzut acolo cazul de copil, băiat de 10 ani, care a ajuns în România cu o flanea de aia de lână împletită, cum se făcea pe vremuri din Andrele, o împletitură de aia groasă, dar cu multe ochiuri. Și fără maio pe dedesubt, avea doar pulovărul pus pe el. Pulovărul ăla. A venit vânăt. Mi-au povestit oamenii de acolo, de la Daraban, domnule, i-am pus o pătură pe el să-l încălzim, să-i dăm ceva să mănânce, să... era vânăt. Alt băiat care a trecut, a venit, nu, o fetiță,
O fetiță care povestea venise... la telefon de o fetiță care se pierduse de părinți. Ajung și acolo. O fetiță care venise murdară până aici, până la brâu de mâl, că a trebuit să treacă în fugă printr-un pârâu. Și a venit iarna, frig, înghețată, bocnă și cu lutul ăla uscat pe ea. Pentru că ei, neavând informații, bă, războaiele sunt dincolo, dincolo. Și odată trezeai cu rușii pe deal. Mm-hmm. Apăreau ca din seringă. Nu știai că vin, că nu aveau mijloace să se informeze. Și aia începeau să tragă. Și atunci luai o sacoșică sau îți luai copilul și spuneai, fugi, mamă, salvează-te. Și ea rămânea pe acolo. Se întâmplă, se duce, începi să-ți strângi găinile. Sunt oameni care au rămas numai să aibă grijă de animale, dar i-au fugărit pe copii. Unul dintre acei copii, doi de fapt, au ajuns în România fără să știe cine sunt. Deci o femeie care avea o bunică, avea pe nepoata ei și încă doi copii luați de pe drum. I-a găsit pe acolo. Știți imaginea care a făcut în conjurul lumii cu copilul la granița poloneză? Băiatul ăla care săracul umblă așa între două țări, între două lumi, controlul. Singur, pierdut cumva, controlul și plângând și neștiind încotro să se îndrepte. E unul dintre acei copii. Știi ce m-a mai mișcat pe mine foarte mult? A fost într-o seară o fetiță la televizor, o fetiță ucraineancă, filmată din spate, dezbrăcată și pe spate scris cu pixul. Adresa, telefonul, numele ei, numărul. Revin la obsesia mea pentru numerele scrise, pe corp, pe haine, pe... Din nou am văzut copii cu inscripțiile. Dar foarte multe mame au scris pe spatele copiilor ca să identifice în caz de ceva, da. Da. Concluzia. Ne-am comportat minunat, dar să nu exagerăm. Cu lauda de sine. Da, da, da. Pentru că sunt cam aceiași oameni care fac lucrul ăsta. Dacă te uiți pe Facebook, ai să vezi o grămadă de cârtitori de categorie. Trebuie că Doamne ferește să vină și la noi. Eu am prins, sunt destul de bătrân, imaginează-ți că eu m-am născut la 20 și ceva de ani după al doilea război mondial. Deci mai puțin cât ar fi de la Revoluție până acum. Categorie. Vezi ce amintiri clare avem noi acum despre Revoluție, da? Uh-huh. Știm exact ce s-a întâmplat. În 68, când m-am născut eu, războiul al doilea mondial în satul meu era o prezență cotidiană. Satul era plin de veterani, plin de prizonieri care fuseseră prin Siberia. Era un moș Budur care a venit prin 52 acasă. Nu prea vreau rușii să-l lase. Am scris despre moșul Vasile Păduraru. Am o poveste pe site la mine. Moș Vasile și rușii. Ăla săracul a venit bătut din lagăre și a venit zărghit la cap și avea o frică față de ruși. El stătea la marginea satului, satul meu e la graniță, la Prut. Și el stătea la marginea satului spre ruși. Și el avea boală cu rușii, săracul, după ce a fost în război și prizonier și bătut. Și când mânca, s-ascundea în stocul de coceni și o punea pe nevasă, uite, să nu vină rușii de pe deal, cât mănânc eu să nu mă prindă. Și aia stătea și îl păcălea. Ia și mănâncă, Vasile, că nu vin, știi? Și... A rămas marcat. Da, 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 da. Eu îl vedeam că era rudă cu mine. Deci, prin ei, eu resimțeam războiul mondial. Și oamenii din sat își băteau joc de el. El fiind o leacă dus așa, dar de la bătăile alea, ce-a păcit o săracă prin lagăr. Se duceau și strigau, rușii! Vai de mine! Când auzea săracul, se pitea pe unde putea. Pe unde. Și... Numai ca să-i facă rău. Da. Și odată m-am dus să-i duc mâncare, cosea împreună cu bunicul meu, cu tătuța, ei erau cum nasă cea. Și tătuța, bunicul, ca să râdă și el de Vasile, pe amândoi îi chema Vasile, Vasile rușii! Și ăsta arunca coasa și se punea pe burtă în iarba aia înaltă, așa, și stătea acolo tremurând până vedea că se liniștește treaba. Odată m-am dus și eu să-i fac aceeași figură. Avea vreo 5-6 ani, azi, că azi să râd și eu de moș. Era un sport să râzi de moș, Vasile. Și se vedeau niște oameni că vin de pe deal și stric, moș Vasile rușii! Și ăsta cosea mai departe, nu se deranja. Dar cum nu te tem de ruși? Și ăsta zice, mă crezi prost, rușii vin din partea aia. Tu n-ai găsit. Nu era dealul bun. Da, da, da. Ei, nu mai știu ce vreau să zic, dar
ideea era asta, că războiul mondial l-am resimțit atunci, acum o să resimțim și războiul ăsta la fel. Cred că am pierdut ideea, copii, tăiați. Eu voiam să te rog mult dacă poți să ne zici povestea strălucitorului, adică de unde vine numele romanului tău Strălucitor. Nu e un roman, e o carte de povestiri. E o carte de povestiri, scuze. O carte de povestiri, multă lume a zis. Criticul Bogdan Crețu, scriind un articol despre asta în Observatorul Cultural, a zis că poate fi citit ca un roman, pentru că povestirile așa mi se pare, sunt puse adică, și cumva în ordine cronologică. Da, da, e cronologic. Ar fi un bildungsroman, un roman al formării, o iau de la zero, cum am devenit ziarist și spun fel de fel de întâmplări, povestesc fel de fel de întâmplări din viața mea de ziarist. Aia, Strălucitor, e o poveste dintre celelalte. Îi zic poveste în sensul că povestește, nu e povestire. De fapt, corect. Povestesc cum a fost în 1992 și nu o să povestesc foarte în amănunt, că da, nu mai citește lumea cartea. Spoiler! Da. M-am dus să scriu un reportaj din Basarabia. Era prima oară când treceam în 92 în Basarabia și m-am împotmolit la un hotel din Orhei, unde m-am îmbătat. El e specialist, că juca un personaj care tot timpul... Da, acolo e foarte greu. Când treci prutul, e foarte greu să stai treaz. Eu știu din experiență. E complicat tare. Băutura cu care m-am... Delectat? Defectat. Am sărit de pe linia mea de ziarist. Am defectat într-un hotel acolo. Se chema Strălucitor. Era o băutură făcută de basarabeni, într-o perioadă când tocmai se rupsese Basarabia de Uniunea Sovietică, nu aveau instituții solide să controleze mâncarea, băutura, fiecare făcea... Cum era și la noi aproape. Și cred că era o băutură făcută pe după șopron așa de cineva. Un soi de băutură spiritoasă cu aromă de ceva, nu? De toporaș. De toporaș. Toporaș? Toporaș, da, da. Mucilaginoșe. Povestesc eu în carte acolo. Și m-am îmbătat. Că ce era să fac? Eram singur în hotelul ăla, vorbeam cu un de-asta recepționer, care era, i-am zis, semilatin, scui brat, adică un frate semilatin, ăla vorbea pe jumate românești, eu pe sfert rusește și treceau cuvintele pe lângă noi ca rachetele rusești, foarte imprecise, așa, știi, nu prea loveau în sensul nostru în cap. Nu prea ne înțelegeam, ăla tot spunea că șez ghinișor, șez ghinișor. Eu credeam că îmi spune că să nu mai beau așa mult, că nu am bani să plătesc. Și îi spuneam, șez tu ghinișor, că am prea uite aici ruble, un teanc așa de ruble. M-am îmbătat, m-am dus să mă culc, a doua zi dimineața am venit să plătesc și el îmi spune că costă de 3 ori mai mult decât știam. Păi cum dracu? S-a scumpit azi noapte, că ai zis că o noapte de cazare e atâta. Da, două. Dormi două nopți. Cum două? Uite, o noapte și ai stat și de tăzua și încă noaptea asta, de mai de plătit două nopți și... M-am culcat miercuri și m-am trezit vineri. Deci am fost în comă. Băutura. Puteam să și mor. Zic la sfârșit că Dumnezeu ziariștilor m-a luat așa de după cap, ca pe un cățeluș. Și m-a pus înapoi pe drumul bun al vieții, în primul rând, că puteam să și mor, mi-a trebuit foarte mult să mă refac. Și întâmplător, după aceea chiar am ajuns, deși nu mai era nicio șansă, tot așa, din greșeală, am ajuns unde trebuia să ajung. Că eu am vrut să mă întorc la Chișinău și am luat un tractor la ocazie, dar am ieșit în partea greșită a orașului și în loc să mă duc spre Chișinău, l-am adus spre Mana, unde trebuia să ajung eu. Și fix în momentul când am ajuns la Mana, mi-a venit rău. Am vomat în capul tractoristului, că eu stăteam în capul în spatele lui. Și am vomat pe bască. Îți dai seama, am străcat frumuseții de bască. Și ăsta m-a dat jos. O să zic... Te rog. Te duci jos în chestia, mai te mai bore pe basca mea, știi? M-a dat jos. Bă, mi se pare corect. M-a dat jos din tractor, a zvârlit și basca aia. După normal. Mine, în care m-am ales și eu cu o bască, ca să nu mă fi dus. Că tu ai luat-o, normal. Da. Și când mă uit acolo, era indicatorul Mana. Exact unde trebuia tu să mergi. Da. Cineva deci, până la urmă, vezi ce înseamnă... M-am dus așa târâș, grăpiș, că eram ca un câine de la bolnav, supra-injectat sau injectat deloc. M-am târât așa, știi, până la
la școală, care era undeva mai marginea satului. O școală însemnă ca o casă de aia cu tindă și cu două școlică. Satul avea 250 de locuitori. Cam câtă școală, cam ce școală avea, știi? Și am intrat acolo, încă mai era lumină, am vorbit cu doamna directoare. Ea m-a așteptat cu o zi înainte. Normal. Când m-a văzut, la cinci. I-am zis că eu sunt ziaristul pe care îl așteaptă, eu sunt Bibicu. Și s-a uitat speriată la mine. Eram descompus, îți dai seama, vineam după comă. Și face așa, știi, îngrijorată. Doamne, cum arătați, parcă ați băut strălucitor, știi? Extraordinar. Mă rog, povestea e haioasă, e haioasă, 100 de pagini, peste 100 de pagini de povestiri, în care povestesc o beție pe 100 de pagini și mi-a zis cineva, a zis un critic, că fragmentul unde vorbesc despre mahmureală când te trezești a doua zi, dar de fapt nu era mahmureală, era reînviere, ca Lazar, am venit din moarte, nu din beție. Zic, sunt cele mai frumoase pagini despre mahmureală scris în literatura română. Bineînțeles că ca exagerat, cea mai frumoasă pagine, cele mai frumoase pagini n-or fi, dar cea mai dură mahmureală, cred. Cu siguranță tu ai trăit-o, da? Eu nu aveau de 16 ani. La început, când aveam tentația, îmi vinea poftă, mergeam cu băieții la o bere, la, știi ce, stăteam cu apă minerală și cu ceai, dacă cumva mi se făcea poftă să gust, așa, închideam ochii și mă întorceam la momentul ăla. Doamne, cât de rău ți-e după ce te trezești? Ca atunci când am reînviat în Orhei și venea mintea mea cea limpede și zicea, deci nu. Dar retrăind chinurile momentul ăla. Da, alea fost niște chinuri, dar aici le descriu într-o notă comică. Cartea e haioasă de la un cap la altul. E foarte haioasă. Mă bucur că ați găsit ceva. E foarte haioasă și chiar le recomand oamenilor să citească, pentru că e senzațională. Foarte bine faci. Să facem și niște rubrici, domnul Petcu. Păi să apucăm să punem și noi întrebările la două. Și ca să aveți de unii tăia, să faceți... Noi nu tăiem nimic. Noi nu tăiem. Oamenii... Ce se taie, nu se fluieră. Nu, dar nu se fluieră la noi. Nu se fluieră pentru că, exact cum ai zis, tu trebuie să fii sincer. Tu ești tu. Nu inventezi, nu joci un personaj, nu faci nimic. Deci, oamenii trebuie să te vadă așa cum ești tu. Noi n-am tăiat de la nimeni, am tăiat o singură dată dintr-un podcast care era mult prea lung, ajunsese la 3 ore și a trebuit să-l tăiem ca să-l aducem, să mai plictisește lumea, adică nu poate să stea 3 ore cu căștile în urechi. Asta poate să la 2 ore. La eu nici nu știu când au trecut, deci nu avem ce discuta că se plictisește cineva. Deci suntem ok, stai liniștit. Treaba voastră. Treaba noastră, asta e. O să ne taie și pe noi acolo la sfârșit, la caserie. A stat cu Ilieșiu 2 ore, minus un leu, ne iau un leu. Deci îți spunem în sfârșit niște întrebări. Tu ești ziarist, jurnalist, cred că cel mai mare premiu pe care l-ai recunoscut internațional, mondial, este premiul Pulitzer, da? Nu știu, da. Eu nu cunosc un premiu de ăsta, de răsunet mondial, care să fie mai valoros decât ăsta. Este... Asta nu înseamnă că nu există. Să ne imaginăm ziare japoneze, Shimbun, nu mai știu cum se cheamă, care au 30 de milioane de exemplare zilnic. Așa? Să ne închipuim că presa chineză înseamnă, de fapt, mult mai mult decât presa de limbă engleză din America. Categoric. Atunci ar putea ca un premiu de ăla să fie la fel de puternic, dar nu e din cultura noastră. Nu e din cultura noastră. Nu e din... pentru noi, Pulitzer, e... Ok, deci ne-am liniștit acum. Avem un nume și pentru Oscar ăsta noi îl ținem aici. Este premiul ăsta suprem. Este premiul suprem pentru meseria ta. Am zis dinainte, dacă mi-l dai, cui trebuie să-i dau o palmă. Îl chem, numai Will, are, Will Smith are, cum să spun, crezi numai... Crezi că n-am remarcat că ai o carte cu el acolo? Păi... Vezi ce înseamnă ochii de zerist? Păi, frate, nu poți să... Nimic nu poți să faci. Trebuie să mai ascundeți, băieți, când vin oameni de ăștia, mai dosiți și voi, mai băgați. Și aici ai un peretin plin de cărți, dar am pus pe asta în nume să nu te uiți. Să nu le vadă lumea că te ia de prost. Deci să presupunem că primești premiul
grandios care încurunează întreaga ta carieră de jurnalist. Și ai la dispoziție 60 de secunde în care să faci acel discurs de mulțumire. Că trebuie să ții un discurs de 60 de secunde când primești acest premiu. Noi am vrea să ascultăm acest discurs acum de la tine, Viorel. Cred că aș tăcea 59 de secunde și la sfârșit zic, asta e, dacă mă încadrez în secunda rămasă. Nu mi-am închipuit niciodată că aș putea să vorbesc la o festivitate de astea. Sunt destul de dezinvolt în a vorbi în public, dar am văzut. De câte ori mi s-a întâmplat să iau premii și a trebuit să spun două, trei vorbe, mă blochez, mă blochează emoția. Acum nu am emoția ca și cum chiar l-aș da, am înțeles. Știi? Dar am sură de idee, știi? Și mă emoționează ideea și atunci mă intimidez. Nu știu, chiar nu știu ce ar zice. De fiecare dată eu nu-mi pregătesc discursurile, am luat multe premii. Și de fiecare dată am spus ce-mi vine atunci, pe moment, spontan, așa, și se pare că s-a potrivit de fiecare dată. Deci cred că și dacă s-ar întâmpla să mai iau încă un premiu, nu Pulitzer, că nu-i cazul, deși ar trebui să fie luată în considerare și această corect variantă. Corect, păi da, eu zic să nu o dăm deoparte. După ce ea cartăresc cu Nobelul. Bă, că toată lumea îi poartă să... E o obsesie națională. Dar eu nu știu, eu nu cred că el are chestia asta. El, personal, ca om. N-am nicio treabă cu asta. Noi vrem să ne mulțumim. Dar noi vrem și noi, da, da. Cineva tot îmi scrie acolo și... În fine. Cred că m-aș descurca pe moment și fără violență. Categoric. Aici canalul nostru, podcastul nostru Boomerul și Milenialul se află pe canalul de televiziune de pe YouTube Happy Fish. Să presupunem că acest peștișor fericit este și peștișorul de aur, cel care poate să îndeplinească o dorință. Ce dorință ascunsă sau pe care, na, dorința ta cea mai adâncă, arzătoare pe care o ai, dacă ne poți împărtăși nouă, să o povestim peștișorile să se îndeplinească. Să apuc să-mi public cărțile. Tu ai mai multe, tot ai povestit că ai și aia pregătit, dar nu-i momentul. Și ai, deci, ai deci am încă vreo 7-8 cărți scrise. Scrise? Da. Eu mai ciumulesc la ele, mai piculesc. Mai... Tu ești... dar tot mai scriu. Eu le scot singur. Nu pot să le dau pe toate odată la un editor, pentru că eu trăiesc din asta. Am înțeles. Nu s-a angajat nicăieri, stau acasă cu motanul meu și mă joc la cărțile mele. E o chestiune de marketing, să scot o carte, să o las să se scurgă în piață până se umplu toate crăpăturile, mai vin cu următoarea. Am înțeles. Așa. Între timp, eu tot mai le îmbunătățesc pe alea, scriu și cărți noi, lucruri noi. Uh-huh. Nu stau în acele cărți care sunt scrise de-a lungul timpului. Am câteva, încă o carte de reportaje pe care vreau să o scot, Țara celorlalți. Da? N-ai povestit. Încă o carte de interviuri. Două cărți de interviuri. Deci una apare acum, Viața literară pe Bahlui, care e jumate de interviuri, jumate sunt comentariile mele. Cultura în tranziție, care sunt interviuri cu ceilalți scriitori, că eu 7 ani de zile am publicat numai interviuri cu scriitori și nu erau interviuri de astea, până ziua ce mai faceți. Interviuri pe teme, pe interviuri aplicate, de exemplu, am un interviu frumos publicat pe site la mine cu paleologul despre crepusculul aristocrației românești. Fel de fel de anchete, cum au apărut primii edituri, ce nebunie era cu drepturile de autor, lucruri interesante și pentru istorie literară și pentru sociologi și pentru cititori de azi, pentru că eu plăcere să-l citești pe Ivonescu când se dezlănțuie, pe Dorin Spineanu când ia foc și începe să înjuri. Scriitorii sunt fermecători. În afară de aia care nu sunt fermecători. Buzura și cu... Sunt fermecători în exprimare. Dinescu, Cutare, cam toți mari scriitori sunt în cartea aia. Deci, cel puțin asta s-a făcut ca ziarist. Și după aia să încep și eu să scriu, să public cărțile de proză. Dar o să le scot pe rând, în ritmul meu, cum mă duce pe mine capul. Cărți de poezie nu ai programat să-ți scoți? Mi-am ars poeziile la asta știu. Dat. Da. Dar nu mai ai nicio... Adică erau atât de rele? Am mai scris de atunci. Ai scris de atunci? Nu știu dacă erau rele. Era o neîmpăcare între mine și ele. Am poezii, le descoper acum pe la cineva, mi le mai trimite cineva, zic, uite, mi-ai scris odată poezia asta pe un caietel. Sau mai rămas pe la soară mea, pe un pod, pe nu știu unde, un caiet de care a scăpat de la autodafeu. Și mă descoper, zic, bă, ce poezie bun eram la 20 de ani, nu ca acum. Acum scriu cu teamă.
ce o zice ăla, dacă mă aliniez, am fost la un cenaclu la Galați, la Viața Liberă, unde am niște prieteni și eu sunt membru de drept acolo, și am citit, m-au desființat. Că eu scriu poezie învechită, că trebuie să căutăm, să mergem, să tu nu experimentezi. Băi, băieți, eu nu experimentez, eu am descoperit deja poezia, ce-ți mai caut? Voi căutați în continuare dacă nu știți. Genul ăsta de poezie pe care îl scriu eu, e posibil să fie într-adevăr perimat. Dar sunt destui cărora încă le place așa ceva. Mie îmi place să scriu așa și n-aș vrea să scriu altfel, să mă dau după un curent sau să mă aliniez obligatoriu la poezia zilei. Pentru mine poezia e un exercițiu de respirație. Scriu că vreau eu să scriu așa. Dacă nu vă place, să fiți sănătoși. Vă place să fiți și mai sănătoși. Dar în momentul ăla nu mai plăcea nici măcar mie. Mi se părea că poezia nu duce spre nicăieri. Nu-i găseam sensul. Nu frumusețea. Mi-au trebuit încă vreo 10 ani după aia să-mi dau seama că tocmai frumusețea e sensul. Nu trebuie să folosească la nimic, trebuie să fie doar frumos. E ca o floare, la ce dacă folosești? Nu, stai acolo, dar te uiți la ea. E ca o operă de artă. Nu e o operă de artă? Eu încercam să-i dau, să-i găsesc o utilitate concretă. Poezie. La ce e bună poezia pe lume? Ar putea să existe lumea asta complet fără poezie? Nu. Atunci înseamnă că e utilă cumva. Nu există nimic mai frumos și mai inutil și tocmai de aceea frumos mai mult decât poezia. Dar asta acum gândești, nu atunci? Da, am trecut pentru un moment. Eu acum, sincer, regret că le-am ars pentru că sunt irecuperabile. Nu poți scrie la fel niciodată. Nici măcar un reportaj nu-l poți. Mi s-a mai întâmplat, mai lua foc calculatorul, se mai întrerupea, perdeam ce am scris, hai să o iau de la capăt. Și aveam de rescris 4 paragrafe, nu ceșeau niciodată la fel. Poezia n-ai cum. E o trăire unică. Fiecare poezie scrisă e o viață trăită. Și aia n-ai cum să o mai faci exact cum a fost. Poți să o copiezi cât de cât, dar nu-ți ies. Copiezi textul. Text, exact. Textul este purtătorul ascuns al unei vieți care se consumă în acea fracțiune de secundă. Aia, scânteia de viață, n-ai cum să o mai repeți. Textul, dacă îl descrii, îl retrăiești altfel. Și lectura la fel. Într-un fel citeam Eminescu la 20 de ani, altfel îl citesc astăzi. Ți-am zis că acum sunt la timpul relecturilor. Uh-huh. Și recitesc cărți care mi-au plăcut cândva și mă întreb, de ce mi-a plăcut mie cartea asta la 17 ani? Și mă duc din nou la ea. Uneori plec cu dezamăgiri de acolo, alteori îmi dau seama ce prost eram la vârsta aia, că nu am priceput câtă necuprindere e acolo. Și eu stăteam și mă plimbam la suprafață ca pinguinul pe banchiză, fără să am acces la profunzime, știi? Noi avem și un chestionar pe care l-am preluat de la Inside Actor Studio și voiam să te întreb care e cuvântul tău preferat? Mama. Dar asta o zic acum că poate o să mă întreb care e personajul meu sau autorul. Sau autorul meu preferat este mama, că a făcut cel mai minunat lucru de pe lume pe mine, că dacă nu era ea, nu eram eu. Corect. Ea este personajul meu, eroul meu și așa mai departe. Și cuvântul derivă de aici că și cuvântul mama ar fi cuvântul preferat și cumva e și primul cuvânt care îți magnetizează buzele când prima oară zici mama, da? E un cuvânt, vezi, și când îl rostești, e un cuvânt care lipește buzele, e un sărut continuu, numai când îl pronunț. Spre deosebire de alte cuvinte, eu le zic așa, scuipative, știi, care te îndepărtezi de ele. Cuvintele sunt făcute, vezi, dacă te uiți atent la dicție, cuvintele care exprimă iubire, tandrețe, îți lipesc buzele, îți duc limba pe volta palatină, prezumim alte cuvinte pe care le rostești cu limba pe dinte. Tata, e mai îndepărtat. Care... Mama, numai dacă îl rostești, și are în el toată căldura. Care e cuvântul care îți displace profund? E o listă uriașă, mi-e greu să aleg. Sunt cuvinte noi, nu noi, cuvinte care se reciclează. Împrumutate sau? Nu împrumuturi lingvistice. Cu astea, până la urmă, te obișnuiești, că limba e un corp viu, asta e. N-ai cum să ne apucăm noi acum să-i zicem un șoricel la mouse, cum zic francezile, suris, acolo. N-ai cum umbli cu șoricelul pe masă, după aia încep să le pierzi sensul. La noi, șoarecele mănâncă brânză,
stă în cămară, în colțuri, da. Șoarecele comuniste la care, uite, unde e brânza, unde e slănina, știi, nu? Când au inventat aia capcană, au pus o lamă la mijloc și aici au pus o bucată de brânză și aici o bucată de... slănină. Slănină. Și șoarecelul ne-a hotărât ce să mănânc, slănină sau brânză? Și după aia au perfecționat capcana, au scos și brânza și slănina, că nu mai era mâncare, ca să revenim la... Da, și șoarecelul, da. Unde e brânza, unde e? Ăștia ăștia ia gâtul. Sunt cuvinte preexistente, dar pe care moda le scoate la suprafață. Și asta mă enervează cel mai mult. E o listă întreagă de cuvinte, în general, care vin dinspre, impuse dinspre discursul politic. Spre noi. Și nu-mi plac. Ce te excită din orice punct de vedere, alegi tu? E vagă întrebarea vaginală, aș zice. Dacă o iei în direcția aia, da. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere sexual, din ce punct de vedere vrei tu? Orice ziarist este fundamental un om curios. În absența curiozității n-ai cum să fii ziarist. Trebuie să bagi nasul și colo și colo, și în știință, și în fel de fel de domenii, și în buzunarele lor, și în conturile lor, și peste tot. Orice e nou mă excită. Eu aș zice mă incită, ca să fiu mai, da, mai exact. Tot ce e nou. Sunt de o curiozitate, de multe ori, știi, cu vârsta începi să te obișnuiești cu ideea morții. Când auzeam la 7 ani că vorbea mama de moarte, mă ascundeam în grădină și plângeam. Cum să moară mama? Uite că se întâmplă, nu scapă nimeni de asta. Cu vârsta te înveți. Mă miram, dar cum moare omul ăsta așa de liniștit? Bunicul stătea cu sicriu un pod. Cum e atât de liniștit față de moarte? După aia mi-am dat seama că începi să accepți încet, încet, în momentul când se întâmplă lucrul ăsta, te predai frumos, zici o vorbă de duh, dacă îți vine, cum a zis Goethe, Țuțea și așa mai departe, să dacă nu mori, tăcut ca... ca peștișorul de aur. Da, ca lebăda, ca o lebădă, ca da, să zicem, ca blaga. Ei, eu acum când mă gândesc la spaimele mele tanatice legate de moarte, la asta mă gândesc. Dom'le, o să se întâmple ceva după ce mor eu și eu n-o să prind chestia aia. Curiozitatea mea... transcende moarte. Da, asta mă face să... îmi rămâne curiozitatea nesatisfăcută. Ce-o fi cu aia? Ce-o fi cu aia? Ce-o fi cu aia? Curiozitatea mă face să fiu incitat de o mulțime de lucruri. Noi. Ce-ți taie cheful? Prostia. De multe ori, eu însumi sunt prost. Îmi dau seama după aceea. De multe ori, e posibil să fiu prost și nu-mi dau seama. Dar stau tot timpul și mă întreb, dar dacă sunt? Și încerc să mă autocontrolez, să văd dacă nu ești într-un moment de prostie. Prostie e ca beția, ca somnul la volan. Nu-ți dai seama că nu adormi la volan. Visezi că ești treaz. Și ești adorm. Și nu înțelegeam cum se întâmplă. La fel și prostia. Te crezi deștept. Și nu-ți dai seama că de fapt nu ești. Mă înspăimântă să fiu prost, mă înspăimântă să fiu ridicol, să mă fac de râs într-un fel sau altul. Apar murdar, pișat, pantaloni, dezblehuiet. Dezblehuiet, da. Ah, ce cuvânt, da. Bunica, Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea. Unde ești așa, măi, dezblehuiet, măi, băiete? E dezordonat. Mi-e teamă de oamenii posesivi, care încep să-ți controleze viața, să se includă mai mult decât trebuie. Eu sunt un ins singuratic, dar în felul ăsta îmi definesc eu libertatea. Nu am găsit alt fel să fiu liber decât să mă insularizez, să-mi fac eu bucățica mea și stau eu acolo, propriul meu Robinson Crusoe, al meu, pe insulița mea. Cum am ieșit de pe insulița aia? Domnule, se găsește cineva să vrea să fie al lui, să fie al tău, să se bage în viața ta, să te întrebe, să te tragă de mânică, să-ți spună cum să faci. Nu îmi spune cum să fac un lucru. Lasă-mă să o strig glorios. Poate mi iese. Unui artist e catastrofal să te-a pus să-i spui fașa. Spune-i lui Picasso, bă, capul, nasul se pune aici, nu după ceafă. Asta că știu eu cum fac. Stai cu minte. Nu-mi da sfaturi. Nu? Urăsc să mi se dea sfaturi.
în principal în domeniul ăsta de creație, care poți să scrii cele mai mari porcării, cele mai lipsite de valoare. Dar lasă omul în pace. El cu creația lui răspunde, el față de conștiința lui și față de posteritate. O să judece alții dacă ești sau nu bine. Lucrurile astea mă enervează. Intruziunea celorlalți, sub orice formă. Care e înjurătura ta preferată? Lasă-mă, dracul, în pace. Direct. A venit direct. Bă, lasă-mă în pace. Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Iubesc vioara. Am mereu, cum să zic, suferința neîmplinirii. Dacă aș fi cerut un talent, aș fi cerut talentul muzical, nu al scrisului. Muzica e mult mai directă decât poezia și poezia conține muzică, dar o ducem prin cuvinte, nu o ducem direct prin sunet. Poezia poți cumva să o materializezi că o scrii și măcar o vezi scrisă, dar muzica e chiar non-materie. E ce a putut face Dumnezeu mai frumos pe pământ după ce a făcut oamenii și s-a dat seama că Domnul nu i-a ieșit prea bine și a dat și muzica. Și cred că și Universul e organizat tot după principii muzicale. Expresia aia cu muzica sferilor nu-i aiurea. Bine, acum vorbesc ca un poet, nu ca un om de știință. Okay. Asta aș vrea să fiu, să cânt. Care e iubesc vioara foarte mult, ascult mereu concerte de vioară. Care e zgomotul pe care nu poți să-l suferi? Bormașina. Ideea noastră. Pe site la mine e o pastilă video, o tabletică video, dintr-o serie mai mare care se cheamă Momente și Spice. Sunt un fel de mici reportaje făcute de pe bicicletă, care au legătură cu bicicleta sau așa, și una se cheamă Românul și Bormașina, în care am fost și am filmat prin oraș, bormașini, bormașiniști, burghie și altele. Ce meserie, în afară de a ta, în afară de ale tale, ți-ar plăcea să încerci? De curiozitate aș încerca câteva. Ca ziarist m-am băgat așa, incognito. Am fost controlor de bilete, gunoier. M-am angajat și am lucrat cu gunoieri ca să văd cum e. Culegător de zilier la o livadă să culeg mere, m-am internat ca obez într-un spital de ăsta de obez. Bine, dar asta nu era o meserie. Între timp mi-am făcut o meserie din asta. Ai reușit. Aș încerca orice fel de meserie, dar dacă nu ar fi să aleg eu să o fac, ci să aleg dintre meserii, iubesc foarte mult meseria de profesor. Adică am un respect aparte pentru profesori. Profesori, zic, înseamnă exact ce zic. Nu niște inși angajați la școală care vin și predau niște lecții. Sunt niște oameni dăruiți, profesori adevărați care au vocații. Știu o grămadă de povești cu profesori extraordinari și mai noi și mai vechi, de la Spiru Haret încoace. E o meserie care a decăzut foarte mult, pentru că ani de zile meseria asta a fost ținută într-un dispreț continuu al statului. Nevastă mea a fost, zic, a fost pentru că am divorțat, nu că, Doamne ferește, slavă Domnului că trăiește, învățătoare, și la un moment dat avea salariu 80 de... Eu aveam un salariu de mizerie, $100, și avea un salariu și mai de mizerie, $80. Și era învățător de gradul 1 și așa mai departe. Și gradul de stimă a scăzut foarte mult față de profesori. Ai văzut acum profesori zbătuți în clasă, soar copiii, dau capace, le pun bășini pe alea... Petarde, pomitori. Da, cum se cheamă alea? Te așezi pe ele și pârțuri de alea. Uh-huh. Nu se putea întâmpla așa ceva de la pe vremea domnului Trandafir, când profesorul era un intelectual, era lumina satului, știi? Mă rog, a colectivității, că nu numai la sat. Am un respect deosebit pentru profesor, cu atât mai mult cu cât eu nu pot face meseria asta, că nici pentru asta nu am talent. Am predat un timp la școală și nu reușeam să învăț pe nimeni nimic. Îți trebuie un talent. Un har. Da.
nimic, domnule, și cafeaua asta, dacă o faci, unul o face mai bine, unul mai prost, un pantofar îți face un pantuf mai bun, altul îți face mai rău. Profesorii sunt o meserie dedicată, foarte rară, și eu cred că ar trebui să fie cei mai bine plătiți oameni, pentru că toate celelalte derivă, cum am zis la început, din educație. Nu o să vină să aprecieze nimeni tabloul ăsta, cartea mea, emisiunea voastră, dacă nu au o minimă educație. Educația la noi e cea care sângerează cel mai tare acum, la noi, în România. E primul rănit de care trebuie să ne ocupăm în ordinea răniților, priorităților. Știi că la răniți ei în ordine care e cel mai grav. Da, de gradul de, da, în funcție de gravitate. Rănitul nostru abia mai dă din picioare. S-a scos istoria, s-a rescris programa, parcă mergem tot timpul, oamenii ăștia se plâng că e prea mult de învățat. De unde e prea mult? Că aproape nu mai e nimic de învățat acolo. S-a scos din istorie tot, s-a scos limba română, nu se mai cheamă limba română, se cheamă abilități de comunicare. Haide să o lăsăm, naibii, ce dracu. Poate era prea mult ce ni se dă nou cu teze, cu o supraîncărcare, dar mie nu mi se părea mult, eu învățam cu plăcere. Mă rog, să zicem că erau prea mult așa pentru masă, pentru medie. Dar la ce s-a ajuns acum nu mai e deloc educație. E un fel de exercițiu mecanic pe care îl facem, hai că trebuie să avem și noi învățământ și merg treburile înainte cumva, cu pile, cu relații, cu profesori care iau nota 2 la titularizare, profesori care nu știu să scrie, că îi văd, comentează la mine pe site, Doamne ferește! Dar sunt și niște oameni că pur și simplu vine să îngenuncheze. Eu am scris frumos despre profesoara mea de fizică, despre doamna Țintilă, profesoara de istorie. Eram la casa de copii și nu prea aveam multe bucurii pe acolo. Eram în clasa 5-a și când venea doamna Țintilă la clasa 5-a și ne ținea lecții de istoria antichității și ne vorbea de bătălia de la Tape, ne spuneam, Tapaie, cum citeam noi pe vremea aia, noi și povestea cu patos și atât de vizual totuși, cu pasiune și ne aducea hărți și ne aducea tablouri și imagini și simțeai că trăia povestea aia, poate o spunea nu știu câta oară, că nu era foarte tânără, dar reușea când venea în clasă, ne capta și stăteam cu, abia așteptam să vină lecția de istorie. Nu mai conta că seara m-a bătut supraveghetorul că la mi-a furat mâncarea când am plecat dimineața fără un bocanc în picioare, că mi l-a șutit altul. Abia așteptam să vină lecția de istorie și nu numai ea, aveam o mulțime de profesori extraordinari. Sunt oameni care te formează, mă întrebai la început de discipol, de maestru, de... Uh-huh. Ăștia sunt. Poate nu-ți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine, că poate vii la școală nervos, supărat, program, lecții de făcut, dar prezența lui vie lucrează continuu în tine, fără să-ți dai seama. Și mai târziu te întorci și spui, uite, ăla a fost omul care a apăsat pe butonul devenirii mele și m-a făcut cumva. Profesorul ăla care m-a făcut să iubesc ceva, să descoper ceva, să mă pasionez de ceva anume. Dacă stau acum și mă gândesc, pasiunile mele actuale sunt cumva legate cu fire directe de profesorul pe care am admirat cel mai mult în copilărie. Deci, spre istorie, spre muzică, spre știință, spre asta. Ce meserie, în afară de a ta, nu ai face sub nicio formă? Polițist. Nu. Ideea de a exista poliție presupune ideea de a exista o mizerie în umanitate, care trebuie scormonită, corectată, pedepsită și așa mai departe. Știi? Ar fi un fel de sanitar al mizerii. Al mizerii, al, hai să zicem altfel, al imperfecțiunii noastre. Știi? Și n-aș vrea să fiu polițist, să-mi dau singur amendă. Viorel Elișoi, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Nu știu dacă aș avea onoarea să mă întâmpine chiar el. Cred că l-ar trimite tot pe Sfântul Petru zici? De serviciu. Trec pentru un moment de cumpănă, când însăși existența lui Dumnezeu, în care am crezut și în care cred, dar mă rog ca arghezii în psalmul lui să-mi se arate. De ce te ascunzi tu de noi, Dumnezeu? Vino printre noi, cum zice în film, fii capitanul nostru. Ești peste tot, poate ești un atom, poate ești a milionimea parte dintr-un atom, poate ești forța care ține acel atom la un loc. Orice e fi, de ce te ascunzi? L-ai trimis odată pe Iisus?
Poate e mult, poate e puțin, poate e totul. Nu știu. Dumnezeu nu există numai în sine, trebuie să existe și în mine. Dacă eu nu simt lucrul ăsta, Dumnezeu nu există. Altcineva e în stare să moară pentru el, să accepte martiriu, poți să-i tai mâna, poți să-i tai capul, el moare cântând pentru credința lui. Eu nu sunt nici agnostic, nici ateu, nici fanatic credincios, sunt în cea mai nenorocită poziție a unui om care are întrebări și sufăr. E o suferință să nu ai o certitudine. Mă uitam la bătrânii mei, la mama, la bunici. Putea să vină 10 Putini peste ei. El avea pe Dumnezeu. Se uitau încolo, se închinau la icoană, trecea istoria, nu-i interesa. Aveau o stabilitate, un sprijin în ceva, în Dumnezeu. Când sprijinul ăla îți bălângâne în față, nu reușești să te apuci de el, e cumplit pentru o conștiință care nu stă adormită. Și tot cauți, 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 cauți. Unde? Dumnezeu o să-mi spună, iată-mă, în sfârșit. Și eu spun, ok, șef, asta e, ai avut dreptate. Dar o să spun și eu ca, cred că Voltaire sau Pascal, Voltaire, nu-ți pune problema dacă există. Da? E există sau nu. Tu comportă-te ca și cum ar fi. Fiindcă trebuie să-ți pui întrebarea și dacă există. Așa, fără dovezi, fără dovada lui Toma, necredincioșul, să-l pipă și să urlu, este, să pune mâna pe Dumnezeu, să-l... Dar dacă există. Și ajungi cumva la judecată de apoi și îți dai seama că de fapt există. Ce te faci atunci? Comportă-te ca și cum ar fi, pentru că oricum n-ai nimic de pierdut. Înțelepciunea asta a românilor se traduce printr-o expresie mult mai profundă, a cărei profunzime s-a pierdut prin repetiție. Expresia om fără Dumnezeu. Nimic de la porc de câine încoace, tot tu folosești expresia asta, nu e o expresie mai dură față de un om decât să-i spui ești un om fără Dumnezeu. Ei, eu nu sunt fără Dumnezeu, eu sunt un electron liber care se învârte în jurul lui Dumnezeu căutând ce? Dovada existenței lui. Nu știu dacă dovada. Dovada trebuie credință. Categoric. Da? Pascal spunea într-un eseu pe care l-a scris la 17 ani că poți să te naști cu sămânța asta mistică, te naști credincios și crezi, te duci, mori pentru credința ta, nu-ți trebuie niciun fel de dovadă, pur și simplu crezi ca o babă de aia de la țară care e în stare să moară pentru credința ei. Poți să ajungi la credință, zicea Pascal, următoarea cale, prin revelație, mergi spre Damasc și odată pac, te-a lovit lumina în cap și ai devenit credincios și crezi. Și a treia cale, cale mecanică, cum îi zice el, să te duci la biserică și să faci ce faci, nu crezi, ok, du-te la biserică și faci ce face baba aia, da? Fiecare zi, du-te și dă-te cu capul de închină-te, du-te la toate slujbele, pentru că în ritualul ăsta e posibil să găsești răspunsul. Fă mecanic tot ce fac ceilalți. E posibil ca să devii credincios, să ai acces la un mesaj subtil, ascuns în ritualul slujbei, unde fiecare amănunt înseamnă ceva. Mi-a spus cineva ce înseamnă să se îmbrace așa preotul, să-și schimbe la un moment dat, fiecare înseamnă crucea, răstignirea, fiecare amănunt de pe din ritual. Din ritual, trecerea pe sub masă, e o filozofie întreagă. Dacă te duci acolo, s-ar putea încet, încet să se lipească ceva de tine. Mistic nu m-am născut clar, deși am o chemare spre metafizică, ca orice poet. Da? Revelația încă n-a venit. Damasc, n-am văzut-o. Mi-a tras una odată cineva în moale capului, dar lumina pe care am văzut-o era unul cu, mi-a tras cu o doagă de butoi în cap pentru un articol pe care l-am scris prin Botoșani. Și am văzut atunci o lumină. Niște stele verzi, s-a stins, s-a stins rapid luminița și la biserică nu prea mă duc ca tot românul. Noi spunem că suntem un popor ortodox, credincios, 85%, nu aș prea crede.
Dar în perioada Paștelui cresc vânzările, în postul Paștelui se mănâncă porc de se rupe, nu ținem post, nu mergem la biserică, mergem la cununie, la botez, la înmormântare, din când în când. Deci nu suntem ca popor așa de, chiar așa de practicanți. E clar că există o categorie de credincioși care se duc și sunt credincioși, însă nu atât de mulți cât credem noi. Deci dacă aș vrea să copiez lucrul ăsta, m-aș duce tot printre niște oameni care nu se duc cu tot sufletul. Se duc și ei acolo ca o treabă de făcut, le facem o pomenire și după aia nu mai de 7 ani pe la biserică. Mai fac ceva, mai... Și ce mai nervează cel mai tare, că trebuie să plătești lucrurile astea. E un Dumnezeu care vine la mine cu taxă. Știi? Da. Nu mă pedică nimeni să ocolesc taxele și să cred în sinea mea cu toată puterea mea. Acea putere de a crede. Aștept să mi se dea. Nu sunt recredincios. Dar parcă îi zic lui Dumnezeu, ajută-mă și tu un pic. Fă și tu un semn, șeful. Poate semnele nu le vă. Faptul că eu sunt viu după ce am crescut, după ce am trecut prin atâtea, m-am și îngrășat în halul ăsta și trăiesc, e posibil un semn de la Dumnezeu. Uite, mi-a dat un talent, ceea ce nu multă lume îl are. Dacă eu nu aveam talentul ăsta, eram o burătură de om. Nu făceam nimic deosebit în viață, mă uitam în spate și vedeam așa un pustiu urât. Deci faptul că mi-a dat talentul ăsta poate e un semn de la Dumnezeu. Poate semnul există deja și nu-l văd eu. Și atunci îi spun, deschide-mi ochii. Fă-mi ceva, împinge-mă cu degetul tău. Magic. Sper să se întâmple odată, cumva. Deci mai are o speranță. Deci are o dorință, o speranță. Deci, asta îmi place la Viorel, că ești foarte uman, ești normal. Sunt optimist de nevoie. Am trecut printr-o perioadă cumplită de depresie prin 2006, când m-am lăsat de băut atunci. O depresie urâtă, nu chiar până la pragul suicidului, care e stația finală a depresiei, dar am simțit mâlul ei de la fund, de acolo, gustul ăla de moarte. Și am devenit un optimist de nevoie. Îmi dau seama că depinde de mine să nu mai cad acolo. Și atâta timp cât scriu, cât mai mult sau mai puțin mi-e recunoscută munca asta, înseamnă foarte mult. Exact aplauzele pe care le primeai tu pe scenă. Dacă nu vedeai, dacă nu simțeai energia sălii, plecai deprimat. Categoric. Cu ce trebuie, știi? E, aici când ai scris un text mai bun, mai prost, mai cu... Dar eu pe toate le scriu bune în sensul că e cel mai bun fel de a mă exprima atunci. Le scriu cât pot de bine și orice apreciere care vine e încă un deget care te împinge mai departe de depresie. Dar e cădea acolo. Cred că ăsta e un dar. Nu știu dacă e de la Dumnezeu, dacă e un joc al naturii, dacă nu Dumnezeu e natura. Dar acum citesc niște cărți care m-au smintit de cap ale lui Stephen Hawking. Am citit mai demult o istorie a timpului, acum am recitit lucruri, 10 lucruri esențiale explicate pe scurt, se explică acolo toate lucrurile. Până el îl neagă pe Dumnezeu. Ok, nu există Dumnezeu, e natura, e nimicul care se comprimă și după aia se face și iarăși se recomprimă. De fapt, ajunge la filozofia indiană cu renașterea așa mai departe. Nu vreau să complic discuția. Caut până și acolo, în aceste cărți, exact asta caut. Certitudine sau completă incertitudine. Aș fi fericit să fiu credincios sau ateu. E când ești... 0 sau 1. Vezi, binaritatea asta te-ar ajuta. Da. Dar între 0 și 1 un infinit de locuri. De multe ori m-am rugat, am recitit poezia, deci nu știam să zic o rugăciune. Să mă adresez lui Dumnezeu, dă-mi un semn. Și atunci citeam poezia lui Argheziu. Să-l pipăi și să urlu. Este. Să mă audă Dumnezeu, că mă exprim prin vocea unui poet, să-mi dea un semn. E cel mai chinuitor să fii ca în purgatoriu. Adică nu ești nici în iad, nici în rai. Te chinui cel mai mult. Îți recomand o piesă de teatru, se numește Sunset Limited și e vorba de o întâlnire între un ateu și un om care l-a găsit pe Dumnezeu. E un spectacol de teatru în două personaje, s-a făcut și film după, dar e făcut după o piesă de teatru. Am întâlnit și eu personaje
am și scris chiar în cartea de reportaje, ultimul personaj, ultimul reportaj din cele mai frumoase reportaje, e un povestea unui bătrân, mă rog, bătrân când am făcut eu interviu, dar povestește cum a suferit el în închisoare, nevrând să pună mâna pe armă și l-au închis, când a vrut să facă arma ta. Și cum l-au bătut și l-au chinuit și l-au trimis la mină și l-au ținut cu picioarele în apă înghețată și l-au chinuit, l-au tăiat, l-au... Și n-a vrut să se lepede de credința lui și nu a pus mâna pe armă. Și pe la urmă l-au ținut în armat. Fă-o fără armă, așa, numai să nu te înțeleg. Am avut și ca reporter, și ca om, și în familie, exemple de credință uluitoare. Dar până una alta, important este ca în tine să rezoneze lucrurile. Dacă tu ești un univers instabil, nu vine lumină la tine. Trebuie să ai cumva o pregătire. Mulți mi-au zis că, domnule, dacă tu te chinui și chiar vrei lucrul ăsta, du-te și stai de vorbă cu un duhovnic. Și o să te... O să mă duc. Am avut câteva discuții și recunosc că în momentul când discuți cu un om care spune lucrurile astea cu înțelepciune și cu blândețe, nu mi le predică de sus, de la amvon, îmbrăcat în aur. Eu când văd pe preoți ăștia îmbrăcați în aur de sus și până jos și îi predică cu hainele, pompoase și... Da. Un călugăr dintr-un schit e altceva. Ăla e apropiat de tine și uman, că stă lângă tine, fizic. Știi? Și îți vorbește lucrurile astea. Vorba lui curge altfel. Am vorbit cu ei și îi recunosc că în momentele alea te înmoi și te duci spre el. Cum ai plecat de acolo? Lumea asta te învârtejește, te atrage, te smintește de cap. Pe de o parte, poate e bine pentru un creator să trăiască tribulațiile astea, frământările astea. Pe de altă parte, știu și oameni de plin împăcați în credința lor, care scriu minunat. Vasile Voiculescu e un sfânt și un mare poet. Da? Și era împăcat. Nu avea nevoie de tribulații ca să scrie. Mulțumim tare mult. Mulțumim extraordinar de mult pentru clipele pe care le-am petrecut împreună. Acum nu putem încheia emisiunea decât așa, că... Nu, ne-am dus așa. Asta era ultima întrebare și ne-am dus puțin mai mistic. E foarte bine că am făcut. Că n-am discutat niciodată cu vreun invitat această aplecare a noastră sau nu către mistic. Și îți mulțumim că ai deschis discuția asta. Ca să simplific, e ca și cum aș zice că trebuie să ai talent pentru credință. Da. E cel mai simplu. Adică trebuie să ai și acest har. Să fii pentru așa ceva. Sunt sigur că toți au în ei sămânța asta. Trebuie să întâlnești ploaia potrivită. Să picure pe ea și să încolțească. Toți avem pentru că suntem oameni. Nu suntem... Asta ne definește. Printre altele. Corect. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumim. Toate cele bune. La revedere. Mulțumesc.